Salutare! Noi suntem în Dodi, în continuare vorbim despre cartea lui Murray Rothbard, Etica Libertății. Și acum vorbim despre partea a patra, teorii alternative moderne despre libertate. În capitolul 26, pe care îl discutăm astăzi, vorbim despre abordarea utilitaristă a pieței libere. Utilitarist vorbind... O să vă rugăm să ne creșteți utilitatea acestui video pe care o primim de la acest video apăsând jos pe butonul de like. De asemenea, dacă găsiți util ce se întâmplă aici, poate vreți să apăsați pe butonul de subscribe. Cine știe, dacă vreți ca să vă fie utilă această apăsare pe butonul de subscribe, apăsați și pe clopoțel, că altfel YouTube-ul n-o să vă ia în seamă. În descriere jos o să găsiți niște link-uri prin care noi încercăm să vă fim utili, alte prezențe în Dodi pe net, un blog pe unde mai avem prezențe pe Telegram, Twitter, Instagram, platforme de podcast și dacă chiar vreți să ne răsplătiți utilitatea pe care noi credem că o găsiți aici, puteți să faceți abuz chiar de link-urile de Patreon și de cripto pe care le găsiți în descriere. În capitolul ăsta, Rothbard critică Alexandru Pomenea de abordări alternative, justificări alternative ale pieței libere. Ele nu sunt așa mult. A zice că mare sunt două, una deontologistă asta de tip Rothbard prin drepturi. De ce e drept să avem piață liberă? Pentru că pornim de la niște axiome, de la niște principii, de exemplu, cum ar fi principiul non-agresiunii, care se exprimă dreptul la preferința pentru libertate, dreptul la libertate. Deci asta ar fi o justificare etică. De ce avem nevoie de capitalism? Pentru că acest sistem îți respectă dreptul la libertate. De-aia avem nevoie de capitalism. Invers rezultă din el. Sau? Nu, capitalismul ca întreg. NAP-ți fundamentează capitalism. Da, rezultă, o aplicare consecventă a lui NAP va rezulta capitalism. Da. Da. Dacă vrei, capitalismul e un de asta de teoreme, cum ar fi, de aplicații. Ce numim noi capitalism, nu ce este acceptat pentru unii. Când zic capitalism, care înseamnă, whatever, exploatarea șefilor, patronilor. Deci ca să reluăm și noi, două secunde și revin ca să reluăm și noi, pentru noi capitalism înseamnă schimburi voluntare, libere, consimțite, între actanțe. Atât și nimic mai mult. Pentru critici înseamnă ce zicea Alexandru, exploatare, dar nu doar asta, poluare, dar ce nu înseamnă, inegalitate, egoism, nesimțire, rasism, deci tot ce nu ți-a plăcut în viață, deci dacă e publicațiile de stâng, adică mare majoritate, asta spun, în special cele din vest, hai să zicem. Schimbările climatice. Da, chiar, până am zis poluare, să bifăm tot. Zici că alea sunt mai sexist, deci orice e... E capitalism. Cealaltă abordare este utilitaristă, în care... Da. Și aici el discută, sunt trei secțiuni. În prima punctul ai o analiză a utilitarismului în genere, în a doua vorbește de Buchanan din calculul consensului și în a treia de Mises. Ce înseamnă acest utilitarism cu care s-a războit Rothbard întreaga sa existență? Utilitarism înseamnă să validezi niște acțiuni prin efecte, prin consecințe. Acțiunea este bună pentru că are consecințe bune. De ce e bine să, nu știu, să mergi cu avion? Are consecințe bune, adică sute de milioane de oameni. Da, ceva. Da, scad costurile de transport, deci sunt efecte pozitive. De-aia e bună acea acțiune. Ca să vedem contrastul între cele două, să luăm o situație de asta tragică, aici se vede cel mai, unde se vede cel mai clar. Uite situația în care, uite, pe un exemplu dat de Milton, nu, de David Friedman. Deci avem un oraș ăsta în vestul sălbatic, are loc o crimă, o revoltă acolo și șeriful are o dilemă. Dacă l-o lumea, pe unul... Da, lumea caut, da. vor țapă da, spășitor. Da. Deci aici puteam să luăm și un oraș mai mare, să fie amploarea și mai mare.
Ok, el nu știe care e criminalul, dar știe că dacă execută un nevinovat, îi calmează pe ea. Și sunt două soluții, cea deontologistă de tip Rothbard, care spune că nu e drept să revoltă pe ăla, chiar dacă sunt consecințe benefice, că nu duci revolta, și o poziție utilitaristă care spune că dacă ai astfel de consecințe benefice, trebuie, e ok să purcezi, e drept să faci chestia asta. Mă rog, am ales exemplul ăsta tragic, că se vede, putem lua și altele mai, nu știu, cu expropiere, avem o autostradă, trebuie să treacă pe la unul prin casă, unul deontologist ar spune că nu, n-ai voie să treci peste proprietatea ăluia, un utilitarist ar spune că poți, pentru că acea autostradă, nu știu, aduce investitori, are o grămadă de consecințe bune. Formularea deci, curentă este că societatea va beneficia. Da. Definiția clasică a utilitarismului aia, cel mai mare bine pentru cel mai mare număr de oameni. Deci dacă e un număr mare de oameni care beneficiază de... Alt exemplu, vin extraterestri și cer executarea unui nevinovat ca să nu ne aradă. Poziția de ontologistă de tip Rothbard e că nu, pentru că e filozofia libertariană e guvernată principiul non-agresiunii, care spune că nu e drept să-l omori. Poziția utilitaristă e că da, e ok, este drept să faci asta, pentru că așa salvăm toată omenirea. Bine, am mai vorbit noi în trecut despre exact această problemă și v-am recomandat să puneți mâna să căutați o novelă de la Ursula K. Le Guin, Cei care părăsesc Omela. O să o legăm probabil jos în descriere din nou ca link PDF. Rothbard, unul dintre punctele interesante pe care mi se păru că le face Rothbard aici a fost ăsta că economia ca știință, din păcate, este o oglindă, oricât ar vrea ea să fie știință, cum să spun, fără valoare, da? Știință care să nu fie influențată de niciun alt curent de gândire. Da, care n-ar face judecăți de valoare, nu zice anume ce e bine și ce e rău. Da, o știință obiectivă, da? La gradul de știință obiectivă, din păcate, felul în care a fost ea teoretizată de cele mai multe școli, excepție făcând școala austriacă, este complet tributară gândirii, cum să spun, sociale a momentului în care s-a născut, a momentului în care a avansat, adică din păcate, utilitarismul era la modă în filozofie, era curentul de bază atunci, când au început să fie scrise tratatele de economie. Din păcate, economiștii, bine, din punctul ăsta de vedere poți să spui că e o pretenție foarte mare și foarte ridicată să zic că economia este o știință obiectivă în condițiile în care ea toată ziua se preocupă cu dorințele subiective ale oamenilor. Ok, e obiectivă în sensul că tu ca economist nu faci judecăți de valoare. Dar, exact asta e ideea. Ideea adică e că are niște legi obiective. Dacă nu le faci, da. Faptul că avem o lege a cererii și a ofertei și că știm că prețul se... întâlnește un preț neinfluențat de alte politici, se întâlnește la întâlnirea, la intersecția acestor două curbe de cerere, asta nu are nimic subiectiv în el. E perfect obiectiv. Acum, problema vine din faptul că cumva s-a încercat fundamentarea unui principiu atât de simplu, că așa cum a spus și Costel, da, etica libertariană fundamentată de Rothbard pe principiul non-agresiunii este foarte simplă. Lăsați, frate, oamenii în pace. Lăsați în pace să facă ce vor și vedem ce o să iasă. Și economia ar putea să se agrege de pe urma dorințelor oamenilor respectivi, de pe urma preferințelor demonstrate, că tot n-ați mai auzit noi vorbind, ale acestor oameni. Lăsați liber să aleagă, spune Alex. Contează
foarte mult credință. Mai multe, m-am gândit la mai multe lucruri, da. Contează ca economia să observe ce s-a întâmplat. Da? Cum am mai zis noi, contează să vezi că o relație merge după ce merge. Da? Și economia poate să-ți zică de ce s-a întâmplat un lucru. Ea poate să fie o știință foarte bună în care îți explică ca să îți explică niște mecanisme din societate, din schimburile dintre oameni, dintre acțiunile, interacțiunile dintre oameni. Odată ce observi lucrurile astea, după aia fiecare poate să își facă alegerile. Problema este că oamenii vor predicții și au ajuns să ceară economiei, ca știință, să facă predicții. Nu chiar, și, spune că dintre toate și de-aia n-ar fi știință, că prezice și nu nimerește și mai are și teorii ciudate. Nu, ea ce prezice nimerește. Problema este că... Care economie? Dacă e școala austriacă, s-ar putea să nimerească. Da, că a răspuns, ea fiind, cum să spun, este dintre toate științele, aia spune că a fost și cea care a căzut sub... Imperiul puterii, sub influența puterii politice și cea mai repede și cel mai devreme și fiind și într-un stadiu de, o să zicem, imaturitate ca știință vorbind. Și asta e o a doua problemă, când de fapt economiei s-a cerut înainte ca ea să fie fundamentată perfect să sfătuiască. Și să sfătuiască ce? Alegeri. În funcție de ce? În funcție de predicții. Păi bun, dar alegerile nu se iau numai în funcție de predicții, se iau și în funcție de un stack de valori. Ale cui au fost aceste valori? Păi de obicei au venit din partea ostivă. De obicei aceste valori au venit din partea conducătorilor vremii, care le cereau economiștilor. Și câteodată nu le plăcea ce auzeau? Râncau la lei. Nu mai rezist să mă abțin și o să fac o paranteză. Dacă tot vrem reforme ale societății, prima reformă ar trebui să fie a banilor. Banii ar trebui să fie sănătoși, liberi. Și după aia ar trebui justiția să fie liberă și după aia educația ar trebui să fie liberă. Și... N-ai pretenții mari. N-am pretenții. Dar ce vreau să zic este... În... Sau toate de la... trei deodată. De la ce ai zis tu? Că... Crește salariile la dascăli. Da, dacă vrei educația. Pe partea economică, crește salariile. Vreau să zic că... Și după aia la judecători. Exact, justiția, vezi? Oameni, astea sunt mecanisme pe care oamenii de obicei nu au chef să le înțeleagă. Pare că sunt niște lucruri extraordinare. Pretenția mea este că sunt cine e gospodar poate să înțeleagă și economie, și justiție, și educație, da? Într-o gospodărie sănătoasă, echilibrată, care funcționează, ținută de un gospodar. Lucrurile astea nu sunt niște secrete, nu sunt, nu e o magie când auzi macroeconomie, îl auzi pe, cum îl cheamă, Dăianu, așa, mulțumesc. Să știi că și ei au cultivat asta, uite că vorbea și Vali de predicții. Educația, vezi, au cultivat. Deci economiștii n-au zis, nu putem face predicții cantitative numerice, pentru că în acțiunea umană nu există constante. Mises a zis asta. Economiștii le-a plăcut. Deci când au început să facă predicții pe zeci de ani, pe sute de ani, știi? Deci au avut, Hayek are o carte, Infatuarea Fatală. Au avut aroganța asta. Deci, ei nu țeles, ei cred că pot face predicții numerice. Cu excepția școlii austriece care îi spun că nu poți face așa ceva, cel mult poți face predicții de pattern. Ce înseamnă o predicție de pattern? Că dacă se întâmplă cu tare, scade oferta, crește prețul. Asta e o predicție de pattern. Dacă spui va scădea oferta de portocale în drumul taberei anul 3000, asta nu e o predicție de pattern, ci o predicție istorică, care nu are nicio fundamentare, că na, e
Și astrologie, nici nu poți, exact, nici nu poți să o verifici. Data ei, Comisia Europeană sau toți ăștia, toți macroeconomiștii, fac astfel de predicții. Deși zicea Rothbard, ei nu pot, deci oficialii guvernamentali nu pot prezice bugetul. Adică o variabilă aflată direct sub controlul lor. Deci despre ce vorbim dacă tu nu prezici? Și nici măcar dacă stăm să ne... Nu că poate să gâlcevească cineva să zică, păi nu, că încasările bugetare sunt greu de prezice. Nu, că nu le iese nici parte de cheltuieli. Da, da, da. Stai că s-au apărut niște cheltuieli. Mi se pare că astea sunt două părți ale... care țin și de educație. Deci, pe de o parte, să zicem că ai economiști de tip de școală austriacă, s-ar putea ca politicienii, într-o lume în care mai ai politicieni, s-ar putea ca politicienii să pună presiune. Noi nu vă dăm predicții. Trebuie să-mi dai niște predicții. Dăm ceva aproximativ orice. După care, mi se pare că o parte mare din jurnalism ține tot de educație, nu? Oamenii de ce să uită? Vor să fie informați. Dar și informarea de zi cu zi ține, e o formă de educare asupra contextului actual, mă rog, să zicem. Și gândiți-vă că de multe ori ai jurnaliștii care, deci ai câte un politician care poate din rea credință, dar poate nu, zice nu știu ceva. Și jurnaliștii insistă, dar dați-ne, cam ce o să se întâmple? Cam... De ce insistă jurnaliștii? Pentru că asta e așteptarea. Nu sunt niște astea. Păi data și așteptările sunt create tot de cărturari. Cărturarii au creat, da, e așa, orizontul ăsta. Uite, apropo de mister, să creezi asta de mister, de magician. Deci economiștii n-au avut atitudinea asta modestă, domnule. Cum zice Mises în acțiune umană, nu există constante în acțiunea umană, nu există, dacă în Bulgaria crește, nu știu, masa monetară cu 1%, prețul portocală crește cu 8%, să ai aceeași relație numerică și în România. Nu! Pur și simplu nu există constante în acțiunea umană. E o atitudine modestă de acceptarea limitelor cunoaștere. Nu! Ei au vrut să creeze impresia asta, îți umple patru table de formule, îți dă impresia că economia e o chestie super dificilă și un prost nu va înțelege. Școala austriacă, spunea Hoppe, e singura care vorbește cu om obișnuit. Zice, ia citește, nu știu, economia într-o lecție a lui Hezli și o să vezi că un om obișnuit înțelege niște relații cauzale de acolo. Ce e inflația, ce e controlul prețurilor. Deci nu trebuie să înțelegi, nu știu, integrale și chestii sofisticate. Ba chiar o să descoperi că sunt oameni care își dau doctorate pe integrale și asta și nu înțeleg ce spune Hayek. Ăsta Hezli acolo, chestiile alea simple, știi? Deci eu de asta, o parte tristă e că nu e nici măcar matematică, adică un matematician, nu știu dacă ar privi cu cineva care a terminat matematică, cu mă, dar ce-a făcut ăsta aici, sau unul care a terminat politehnica, știi? Nu-i s-ar, dar și lor le place, deci, de la Platon, știi? Ce zicea Platon? Filozoful trebuie să conducă cetatea, știi? Filozoful rege. Le place chestia asta. Atitudinea școlii austriece de modestie și de suntem oameni și nu putem prezice viitorul și nu știu ce. Păi măi, îmi iei... Nu e funny, da. Da, îmi tai orice... În timp ce atitudinea aia știu ce trebuie făcut, pot prezice pe sute de ani. Și asta oarecum creează și o piață în publicul votant, în electorat. Așteptările de care vorbea Alexandru. Exact. Adică și el, dacă cetățeanul obișnuit devine haechian și nu mai are așteptări de astea, nu o să te mai întrebe, știi? Când va fi următoarea criză? Răspunsul e nu știu de unde să... Deci chiar dacă ai vedea pattern-ul, știi, că începe, nu știu, scade rata dobânzii, apar construcții de case și nu știu, tu nu poți să știi că va fi în 2030. Poate va fi în 29, știi. E, și o altă, acum ca să ajungem și la utilitate în sine, o altă chestie pe care o sublinează Rothbard aici este următoarea, că dezbaterea în sine pe care el ar vrea să o aibă e una la nivel de etică. El vrea să compare etica lui obiectivă cu ceea ce propun utilitarienii, care și ei, la rândul lor, ei nu acceptă că, mă rog, utilitarienii ăștia, să zicem, ortodoxi, na? În sensul ăia care și înțeleg raționamentul lor, da? Ei nu susțin că au o teorie etică acolo, pentru că etica e ceva subiectiv și e nasol și e de nașpa. Ei susțin că ei au o metodologie obiectivă fără judecăți de valoare. Asta ar fi utilitarianismul doctrinar în sine. Un fel de
democrație. Adică ai simpatică. O politică este dezirabilă, să spunem, Rodba folosește bună aici, o pune în niște mari ghilimele, da? O politică este dezirabilă dacă obține un rezultat dezirabil, am să spun eu, pentru cei mai mulți dintre oameni. Asta e definiția clasică, nu? Cel mai mare bine pentru cel mai mare număr. Bine, ei țin, când zic obiectiv, au în vedere nu atât ideea de etică obiectivă a la Rodba sau Orean, ci ideea că, dom'le, știu știință. Stăpânesc relațiile ale cauzale și dacă vrei să te duc din București, în Timișoara, știu cum să te duc. Deci trebuie să-mi spui. Și cam așa e și atitudinea nu doar a lui Cioloș, și a lui Mises, cred. Dom'le, dăm scopurile și îți dau rețeta, știi? Îți dau relația cauzală. Da. Ce vrei? Păi vreau un standard de viață mai bun. Ok. Deci ăsta e scopul. Un standard de viață mai bun ăla e numai dacă ai capitalism. Prin urmare, trebuie să alegi capitalism dacă vrei un standard de viață mai bun. Eu, ca economist, nu fac judecăți de valoare. Doar mă uit la ce scopuri ai. Rothbard face judecăți de valoare. Zice că trebuie să preferi libertatea, indiferent de nu știu ce ești. Nu, eu nu fac așa ceva. Cum zicea Friedman, nu... Nu știu ce vor oameni, trebuie să văd, știi, să... Trebuie să mă orientez după preferințele lor, nu vin eu să le sugerez. Da, dar vezi că mai există și componenta asta în care încerci să judeci ce e drept, încerci să verifici după aia dacă ai judecat corect ce e drept și după aia măcar să împingi părerea aia către oameni și să zici, mă, băi, aveți preferințele voastre, nu le comentez, dar... Uite, comentez chestia asta care s-ar putea să fie mai bună decât ce ați folosit până acum. Poate vreți să o alegeți. Da? Adică mi se pare că fără o, cum să zicem, o etică corectă, verificată, poate fără... Îți dai și tu cu părerea, nu... Da, da, da. Galilei, cum să zic, când făcea cercetări și asta, stai să fă ce zice lumea, să... Da. Nu, el a zis, uite, așa sau lucrurile și ia vedeți. Adică îți dai și tu cu părerea ca și cărtura, Rothbard, Mises, nu știu, uite, asta e teoria, așa cred că trebuie să fie. Cum era chestia aia cu Thatcher, știu, cu cartea lui Hayek? Asta, în asta credem, știți? Ideea e că fără o etică corectă, asta, nu știu, vreau eu să o precizez chestia asta, mi se pare că fără o etică corectă nu apar goluri în, nu numai de violență, apar niște goluri în interacțiuni în societate, în planul ăsta de interacțiune între oameni. Apar niște goluri care o să fie umplute de niște organizații. Mi se pare că dacă oamenii, de exemplu, nu au posibilitatea să fie violenți, vine statul și zice ne ocupăm noi de să te apărăm, de exemplu. Sau nu e statul și vine o altfel de organizație, vine mafia. Sau dacă... Ce înseamnă nu au posibilitatea să fie violenți? Nu sunt obișnuiți. Nu... Deci nu au obiceiul, nu posibilitatea. Posibilitatea e acolo, da? Okay, da? Bine, da, corect. Hai, da. Dacă îți miști mâini în picioare, nu poți să le miști și în direcția adversară. Posibilitatea, da, mentală a fost o formulare defectuoasă. Da, poți să le critici preferințele. Uite că și Rothbard zice asta, știi? O problemă la utilitarism e că nu discută despre cele preferințe. Băi, poate preferința lor e, nu știu, să lichideze o minoritate etnică. Exact. Asta e poate cel mai important argument împotriva utilitarismului, zice și Rothbard aici, inevitabil. Asta se întreba Rothbard, dar de ce nu ne întrebăm? Sunt drepte acele preferințe? Le luăm așa ca date și nu ne mai dăm cu părerea, știi? Și el zice, nu, trebuie să ne dăm cu părerea, e rău să faci așa ceva. Uite, utilitarismul e greșit. Dacă el merge pe ce vrea o majoritate, pe o majoritate poate să vrea tot felul de chestii urâte, știi? Uite, altă mică precizare. Noi zicem, formularea este că chiar și economiștii, când n-ar ține precis cont de o anume preferință, și ar zice lucruri, uitați, dacă vreți să întâmple lucruri bune, deja e o judecată de valoare, de ce sunt bune. Păi am observat că o majoritate preferă lucrurile alea, dar nu e evident că ce vrea o majoritate, alea sunt lucruri bune, ci sunt doar o masă
critică de oameni care preferă ceva X. Și, nu, și asta nu, nu justifică agresiuni niciodată asupra nimănui. Unele pot fi ok, știi, faptul că ei vor portocale sau asta nu e mare chestie, știi. Dar ce te faci când au preferințe naziste, știi, comuniste, preferințe agresive, știi. Și nu numai, da, uite, sunt cazuri în care, da, utilitarismul nu îți rezolvă anumite probleme. Bine, o să zică lumea, păi da, nu, că nu ți le rezolvă nici libertarianismul. Păi da, da, libertarianismul măcar spune că acolo s-a făcut o agresiune. Sau are conceptul ăsta de agresiune cu care intră din, dinainte în, în problemă. Spune unele lucruri sunt permise, unele lucruri nu sunt permise. De exemplu, problema tramvaiului, da? E una foarte clară, e folosită tocmai ca să înțeleagă lumea de ce utilitarianismul nu îți poate, nu este atât de value free, nu este o variantă value free care să-ți rezolve orice problemă. Da? La problema tramvaiului. Deci, și aici mă leg și de faptul că Rothbard spune așa, fiecare om, în teoria utilitaristă ortodoxă, contează cu 1. Da, e, utilitatea lui e mulțită cu 1. Nu există un sistem de ranking al oamenilor. În teoria, să zicem, revizuită, o să descoperi că există un sistem de ranking al oamenilor, pentru că utilitariștii au senzația că poate să rezolve problema troleului. Deci libertarian, problema troleului e foarte simplă. Da, ai un... mă rog, un tramvai, nu un troleu. Ai un tramvai, mă rog, un tren, de fapt, un vagon de tren care merge o șină de tren. Ai un macaz, tu poți să controlezi macazul, pe șina asta sunt legați, e legat un om, pe șina aia altă e legat un alt om. Da? Sau mai mulți. Sau mai mulți, ca să fie... Mai mulți, ca să arăți că e adus de utilitariști. Da. Și între oamenii aia poți să... Problema este așa, da. Asta, acolo aici vreau să ajung. Deci, ok, ca să arătăm acolo unde... Tu te gândeai la 1-1, nu? Exact. Aia când utilitaristul zice, păi nu, că e o rezolvare clară, simplă, clasică, iese, îți sare în ochi. Adică dacă pe linia asta ai mai puțin oameni decât pe linia ailaltă, pentru că fiecare om contează cu 1, tragi de manetă să te asiguri că tragi de manetă. Ideea libertariană este tragi sau nu de manetă. Maneta modifică macazul. Dacă, de exemplu, utilitaristul spune trebuie să tragi de manetă ca să nu îi lovească pe aia 5 oameni și să-l lovească pe ăla, pe omul singur, de pe așa, el face calculul și zice... Nu, se ducea spre 5. Se ducea spre 5 și mai ai o altă linie. Și utilitarist tragi ca să... Trage. Libertarianul spune nu tragi de manetă pentru că te faci răspunzător pentru moartea, întrăgând de manetă îl agresezi pe acel om. Da, discutarăm cu 2-3 episoade în urmă, în procesul de a iniția, tu ai voie să inițiezi autoapărarea în virtutea unei terțe persoane, dar în procesul de apărare tu nu trebuie să faci rău unui nevinovat. Da? Dacă tragi de manetă, faci rău unui nevinovat, îl omor pe ăla. Acum, libertarianismul mai spune și, păi, oricum responsabil e ăla care i-a legat de, în mare, o parte din responsabilitate, o poartă ăla care i-a legat de șine. Dar tu dacă nu vrei să ai responsabilitate, stai deoparte. Da? Acum utilitarianul spune, nu, tragi de manetă. Normal, cum să nu tragi de manetă? Salvezi 5 oameni. Da, omori unul. E o încărcătură din asta a responsabilității față de alții. Da, dacă tu crești numărul de oameni, dacă ei sunt 8 miliarde, o să vezi și faci un sondaj și o să vezi că majoritatea cu vârșitoarele oamenilor ar trage de mare. Și tocmai asta, noi aici... Cultural funcționează utilitarismul, uite așa. Eu am stat și m-am gândit, dacă mai ai zis vreodată asta, mie mi se pare că socialismul utilitarist nu e deontologist structural. Deci el, validarea acțiunilor socialismului se face prin rezultate, știi? Îți egalizează niște șanse, îți dă educație, îți dă... Nu e deontologist. Mi se pare că libertarianismul e deontologist, adică să uită la acțiune și spune despre dacă e bună sau rea. Nu, eu aș spune că e neutilitarist, e poate... Știi, aici e validează mijlocul prin scop. Știu, dar aici e diferența aia pe care eu aș vrea să o păstrez pentru utilitariștii, așa cum îi descrie Rothbard,
care să se preocupe de, și de agregarea utilităților. Pe când socialismul nu se preocupă prea mult de agregarea utilităților, ci doar folosește argumentul consecințialist. A, da. Da, e o majoritate care beneficiază de educație gratuită, cel puțin în mintea lor funcționează. Da, dar e o întâmplare. E o întâmplare, dacă sunt ar fi, utilitariști. E o întâmplare, dacă ar fi 60 de muncitori în toată lumea, socialistul tot ar vrea ca ăia să fie eliberați și stăpâni pe mijloacele de producție. Iar dacă sunt 5 milioane de alți oameni, știi? Da, uite, precizarea ar fi că utilitaristul ortodox zice că dacă urmărești interesul unei majorități, ai putea chiar să dai compensații celor care au fost... Asta e teoria revizuită. Ajungem la ea un picuț mai încolo în emisiune. Da, uite, socialismul contemporan a trecut pe minorități. Într-adevăr, clasa muncitoare era compusă din mai mulți. Dar acum, nu știu, transexualii sau nu știu ce, sunt puțini. Exact, exact. Dar de ce mi se pare important să subliniez asta? Pentru că senzația mea era că noi am greșit mergând... Idealul Rothbard, nu e a mea. Am greșit în procesul ăsta de convingere a oamenilor mergând prea mult pe argumente economice și prea puțin pe argumente etice. Prea mult pe consecințialism. Da. În timp ce socialiștii au mers pe argumente deontologiste, morale, ori mie mi se pare că nu, că sunt utilitariști, că ce au întotdeauna în vedere. Eu cred că e o combinație. E un rezultat. E o combinație, da. Nu, e o combinație, în sensul că ei fac și argumentul ăla că fură, e cotropit, e rău, e ăștia săracii transexualii sunt oprimați, sunt li se dorește moartea, sunt victimizați, sunt excluși din societate, adică li se întâmplă chestii rele, acțiunea ta era pe de-o parte și le vinde și cu pachetul de aur, rața de aur, aia cu, nu că acum lumea este o piramidă și o să o întoarcem cu sus în jos și bineînțeles dacă știi puțină fizică o să se part sus în jos, o să fie tot piramidă și lumea înțelege chestia asta. Dar și imaginează că o să ajungă ei în vârf acolo, că ei sunt plasați pe centru, ei sunt piatra aia care rămâne în vârf. Asta e teoria care le vinde socialistă. Eu mă gândeam socialism. Că îi validează prin rezultate, știi? Deci o lume bună, socialistă, cu, nu știu, șanse egale, cu nu știu ce. Deci rezultatul se validează politica. Îți dai seama că n-ar putea să valideze prin rezultate, că n-a funcționat nicăieri niciodată. Poți aduce, Stiglitz tone, știi, de argumente empirice, știi? Deci poți... You can prove anything with statistics, știi? Dacă nu ești atent la metodologie. Nu, dar de ce zici că ar fi ce sau ce ar fi deontologist? Zici că tu ești... Partea nu, că te acuză de rău, te acuză de păcat. Da? În partea de diagnoză, să zicem, dacă te ești o stare nesatisfăcătoare de lucruri, tu zici că plătesc că tu i-ai dus în situația aia. Deci i-ai dus sau ții sau... Sau și o abținere. Păi da, silence is violence, n-ai auzit? Bun. N-ai prins sloganul când a circulat? Da. Deci acțiunea era și de-aia ai zice că sunt deontologiști? Da, dar în politici sunt utilitariști. Înțelegi? Pentru că politica lor recomandată e în funcție de rezultate, știi? De ce dau această educație gratuită? Să zic cu șanse să nu știu ce ești. Mi se pare că justificarea utilitaristă. Deci aș putea concede la partea de diagnoză că tu îi bagi acțiunile tale. Ești egoist, să zicem, nu ajungi săraci. Violența socială, știi, îl pui în situația aia și așa ai fi rău, să zic. Tu ai fi rău, acțiunea ta ar fi rea. Deci o evaluare a acțiunii tale, știi? Mă rog. Reluând povestea cu utilitariștii și șina de tren, da? Problema tramvaiului de care vorbeam mai devreme, ziceam că utilitaristul ortodox zice, păi sunt 5 oameni acolo, e unul dincolo, tragi de manetă ca să scapi 5 oameni. Și pare așa, și cum a spus și Costel, până la povestea aia cu humor că, domne, omorâm unul ca să ne lase extraterestri în pace, da, omorâm, bun, ok. E utilitaristul și modifici problema, spui, nu, ai 5 bătrâni cu la pensie pe linia asta și ai un copil pe partea aia. Special. Da. Și atunci, dintr-o dată, utilitaristul o să-l vezi cum dă din colț în colț și zice, păi da, nu știu, nu mai valorează unul, că trebuie să ne uităm la câți ani mai au de trăit și trebuie să ne uităm. Ok,
Și ne uităm la câți ani mai au de trăit și stabilești copilul are de trăit mai mulți ani. Perfect, nicio problemă. Bun. După care iei utilitaristul și spui, da, da, copilul știi care e faza, e retardat mental și suferind. Ah, oh, moare iară utilitaristul. Începe, trebuie să se apuce iară. După să, aia îi spui, da, da, acest copil va fi cercetat și nu știu și se va descoperi la... Iar se mută. Da, dar iar se mută, știi? Da, asta apropo de faptul că spuneam mai devreme... E flexibil. Ți se vinde, da, ți se vinde... De fapt, ce este utilitarismul? Este un mecanism de persuasiune pentru oameni care nu sunt capabili să gândească în principii. Utilitarismul, cum preferați să-i spuneți, poate să justifice, la fel ca și statisticile, absolut orice, dacă umpli la datele de intrare. Deci poate să fie 5.000 de oameni puși la rând pe trenul ăla și unul pe partea ailaltă. Și dacă eu îi spun utilitaristului, da, dar salvându-l pe ăsta, o să se descopere un leac pentru SIDA, a rezolvat-o, gata, pe ăsta. Bine, sau un leac pentru COVID. Bine, tu poți să-i aduci și tot felul de consecințe, nu mai știi la ce să aleagă, știi? Că tot timpul plusezi, știi? Da, da, acei 5 pensionari vor nu știu ce, vor renunța la pensie specială, se va crea o mișcare antisistem și nu știu. Ok, mă mut, omor copilul. Nu, că acel copil va... Îl căpiez, adică și viața de utilitarist. Și ca să ne înțelegem de ce ne distrează... Viața principală e mai simplă, e mai curată. De ce ne distrează atât de mult ideea asta este pentru că ei se presupun deasupra judecăților de valoare. Asta e ideea. Presupun deasupra judecăților de valoare și de fapt că au formula asta matematică simplă și de fapt nu fac altceva decât să iau o judecată de valoare de la început, să ți-o introducă pe șestache în premiză și să zică, păi da, da, uite cum concluziile mele dau și am folosit acest algoritm. E cum preciza Costel de curând, că ar putea să fie obiective judecățile lui dacă ar fi corectă premiza. Dar el introduce o premiză peste care se trece repede, e acceptabilă sau e nu? E neexplicitată ideea că dacă tu ai văzut în concluzie ceva normativ, gen, trebuie să alegem, nu știu, socialismul, trebuie să alegem capitalismul, în mod sigur trebuie să ai o premiză normativă. Ori el nu-ți spune asta, nu... El are chestia asta, are domnule, pretenția că e obiectivă. Tehnocratului, cumva, da, da, tehnocrat sunt, eu doar studiez, sunt om de știință, deci... Zice Rothbard și aici cred că are dreptate, știi? Dacă ți apare o chestie normativă în concluzie, sigur trebuie să fie una normativă ascunsă prin premise. Asta e. Bun, și hai să stabilim, să discutăm un pic și de principiile astea. Optimalitatea Pareto, principiul unanimității stabilit de, mă rog, stabil de Buchanan, da, și principiul compensator, da, care sunt trei chestii care la o primă vedere pot părea foarte convingătoare că pot salva utilitarismul de la probleme de genul ăsta, știi? Inclusiv Rothbard aderă la principiul la Pareto, știi, dar el zice că doar în schimbul voluntar se respectă, știi? Unanimitate, adică ambele părți sunt. Deci are un articol pe asta, o reconstrucție a economiei bunăstării, în care spune chestia asta. Uite, putem discuta pe un exemplu asta lui Buchanan, aia cu abolirea sclaviei, știi? Deci ideea lui care poate și... Stai, că până să ajungem la aia cu abolirea sclaviei e pe compensare. Da, până să ajungem la compensare, zice să le și explicităm un pic. Criteriul optimalității Pareto este că o politică este considerată bună sau dezirabilă dacă unul sau mai mulți oameni o duc mai bine în termenul satisfacerii utilităților, în vreme ce nimeni nu o duce mai rău. Chestia asta e importantă. Nimeni nu pierde și cel puțin unii câștigă. Asta. Nimeni nu pierde și cel puțin unii câștigă. Caz în care atunci nici utilitaristul n-ar trage de manetă. Teoretic, dacă ar fi să o aplice corect,
nici utilitaristul nu atrage de manetă, pentru că maneta produce o schimbare. O să ajung la asta, o justifică Rothbard un pic mai încolo, revenim la ea, dar numai pentru punctul ăsta, cineva pierde dacă trage de manetă. Cineva pierde. Spuneam că asta ar fi prima. Principiul unanimității are legătură cu percepția. Zice că înainte de, deci în unanimitate, toți sunt de acord că au senzația că vor câștiga de pe urma acestei politici publice implementate. Observați că deja discutăm doar la nivelul de politici publice. Da? Bun. Nu respectăm individul. Da, apropo de ce spuneam episodul trecut, cu relația dintre un sistem și un individ, ai două tipuri de sisteme, un sistem individualist în care individul e suveran și un sistem colectivist în care individul e un număr. Și interesele lui pot fi sacrificate pentru interese abstracte colectivizate. Bine, și în al doilea, unii indivizi sunt suverani. Adică acele animale mai egale decât... Am recitit recent Ferma Animalelor și ideea e că la fiecare adăugau, știi? Deci puneau prima dată normă de înțelegere la început și după aia o schimbau, știi? N-ai voie să bei alcool. N-ai voie să bei alcool în exces. Rog, ideea lui Buchanan care ar fi? Că, domne, trebuie să facem niște schimbări, schimbările astea trebuie să... Eu cred că el are în vedere și o chestie de asta... strategică, uite, dacă vorbim la sclavie, trebuie să ai suportul la cultural, nu spune Rothbard explicit, dar cred că avea în vedere și chestii de genul ăsta. Apoi, trecerea lui de la status quo trebuie să fie contractuală, zice Buchanan, știi, să placă la toată lumea chestia aia. De exemplu, o soluție care place la toată lumea, asta a compensării, știi, nu abolești sclavia pur și simplu sau și mai rău să dai despăgubiri la sclavi. Nu, îi compensezi pe proprietarii de sclavi. Critica lui Rothbard aici e că utilitarismul, bine, ăsta lui Buchanan discutat aici, e că face abstracție de status quo, de caracterul drept al status quo-ului. Deci el îți propune o tranziție, ok, compensezi pe ea, dar e drept să-i compensezi pe ea. El zice, nu, nu e drept. Poziția lui Rothbard e că invers, trebuie să le dai bani la sclavi, că ea, că i-au ținut sclavi. Bine, pe scurt reiterând și principiul ăsta compensator, e în felul următor, că o acțiune este considerată bună dacă după ce s-a făcut, cei care au fost pe efecte, cei care au avut efecte pozitive sunt mulțumiți cu efectele pozitive, cei care au avut efecte negative sunt compensați pentru efectele negative până când sunt mulțumiți. Acum, și el spune, păi, în felul ăsta tu refaci unanimitatea aia de la început. Și ideea ar fi că ar trebui să existe unanimitatea asta de la început. Adică, și n-ai fi compensat pentru o chestie, ci ar fi cumpărată acea chestie. Și, exact. Da? Deci ideea este fizic. Că e cumva de genul, acum, na, ți-am zburat un picior, ia o proteză și 500 de lei și descurcă-te. Zic că ești mulțumit. Și, da, și vrei mai mult? Da, bine, ia, mai ia 500 de lei. Îți ajunge? Ok, dar piciorul înapoi nu-l mai iei, știi? Adică, orice s-ar întâmpla, starea de facto, starea de status quo nu poate fi și asta, din punct de vedere economic, orice ar fi, nu funcționează. Să explic de ce. Vino tu cu compensările alea înainte de schimbare și atunci o să ai preferința demonstrată. Înainte de schimbare. Dacă toată lumea e de acord înainte de schimbare, tu vino, calculează-ți compensările, că vorba aia, ai o știință care îți calculează fără atașament economic, calculează tu utilitățile, cât valorează, nu știu ce, vino cu ele la oameni, dă-le bani înainte, să-l vedem pe ăla cum se duce să-și taie piciorul. Și de-abia atunci o să zicem că da. Asta e argumentul preferinței demonstrate, nu? Că n-ai cum să știi. Asta e. La aia cu... A, tu le-ai aplicat la sclavie. La ala cu gara și cu livada și cu trenul și cu nu știu ce, știi. Și argumentul lui care era? Că nu... Sunt două argumente, de fapt. Uite, ne punem întrebarea
are la voie trenul să dea poluare la tine pe livadă și ăștia cu compensare ar spune că, sau un argument utilitarist ar fi că da, dacă un tren, căile ferate sunt un factor de civilizație progres. Și progres și nu știu ce, dar lăsa, nu stăm de trei fermieri acuși. Poziția lui Rothbard, ok, chiar dacă ar mai admite calculul ăsta, una e că poate ăla e atașat sentimental și asta nu intră, nu are cum să intre în... Nu acceptă el niciun preț, deci n-ar fi drept să mergi cu... E de la taică, s-o lăsat, e, nu știu ce, are valoare sentimentale, deci n-ai ce bani. Nu vrea niciun preț, da, nu acceptă da. Niciun preț să... Și asta îți falimentează mecanismul lor. Al doilea e că ăla poate să ceară un preț, iar nu știi prețul de piață, poate să ceară, nu știu, 5 miliarde, știți? Mult, liciteze, puțin. Da, să liciteze să ceară un preț nesimțit. Bine, în apărarea ăla poți să spui că, nu știu, compari cu cât mai costă... Poți evalua, poți avea o oarecare evaluare. Ți-am stricat trei pomi, știi, ți-am... Da, ce despăgubiri dăm în astfel de situații, știi? Înțelegi? Nu, care cu tuma, uite, i-am dat trei nuci. Poți să dai o chestie de asta, dar nu poți să presupui consistentul. Adică oricum mai face, nu o să o echivalezi cu teoria preferenței da, demonstrată. Da, oricum mai face. Da, asta e altă diferență între... Uite că tot am dat exemple de utilitarism versus deontologism, să zicem. Nu versus libertarian, pentru că libertarian poate fi ambele, știi? Rothbard n-ar accepta. Asta e ideea. Un David Freeman ar accepta chestia asta, un Coase, un, mă rog, liberalii clasici din zona asta, din paradigma asta, în timp ce un Rothbard n-ar accepta să treacă peste ăla. Să-l pulezi. Dacă ăla nu vrea, nu treci peste el. Nu călca pe mine. Deci chiar ar lua un serios asta. Don't tread on me. Din ce așa zic, da, cum spuneam, dacă e civilizație, progres, dă-i înainte umflați-l. Da, și practic, orice moș anarhist care nu e de acord cu, nu acceptă compensațiile alea, nu poți să-l obligi să accepte niște compensații. Nu, să zicem că e mai, cineva o să zică că la modul practic e mai bine să-ți cer scuze decât să cer voie, nu mă duc eu să negociez cu moșul nebun, lasă că mă duc, ne ducem la judecată și dăm noi niște compensații, cât zice judecata, că cutumiar aici ne permitem. Dar putea ca moșul anarhist să nu accepte niciun preț, asta ar demonta toată argumentația asta că poți să produci într-un final un consens ăsta utilitarist compensații. Tu poți satisface o majoritate, dar aici revenim la argumentul anterior, o majoritate poate fi dementă, știi, poate fi agresivă. Da, poți satisface. Îl calci în picioare pe acel mod și da, ai o majoritate de șoferi și nu știu ce, care au o viață mai bună. Dar Rothbard nu evaluează așa lucrurile, știi? El zice că și un singur om nu poți să treci peste el, știi? Cum era chestia lui John Stuart Mill? Dacă ai două opinii și una o susține toată umanitatea, ea nu e mai îndreptățită decât opinia lui singur, știi? E ceva de genul ăsta, știi? Adică nu avem majoritatea are dreptate că e majoritate. De ce? Sau ce îmi plăcea mie să spun în pandemie mereu, e clar că adevărul nu e un concurs de popularitate. Păi și argumentația din pandemie a fost una utilitaristă. Uite că ne întrebăm ce astea sunt discuții... Ba da! Nerelevante. Ba da, argumentația din pandemie a fost una utilitaristă. Salvăm vieți. Putem sacrifica libertatea individuală dacă atingem un bine mai mare care pentru toată lumea. Da, și salvăm vieți care poate nu vreau să fie salvate. Adică erau plini de bătrâni în pandemie care vreau să aibă o viață normală până când nu i-a terorizat televizorul. Ce pot să spun la ceva? Da? Dacă mai țineți minte sloganul ați mințit poporul cu televizorul, pandemia a terorizat poporul cu televizorul. Da. Teroriștii erau la televiziune, numai că în loc să fie mascați cu arme, otrăvim fântâni, erau în prime time cu câte o mască pe față, otrăvim minți. Da, să arată și cât de mare e pericolul totalitarismului, știi, că noi zicem că hai frate, mai lasă-mă cu Orwell, că doar nu... Păi da, dar în România, acum 50 de ani era executat că spuneai ceva. Acum 50 de ani. 5 ori 10. Nu acum 2000 de ani, nu acum 1000 de ani, știi? Acum 50 de ani, știi? Deci nu e... Am intrat pe drumul sigur către libertate și va fi 1000 de ani pace. Nu, s-a văzut în pandemie oamenii cât de demenți pot deveni, știi? Deci, parcă te uitai la un film horror, știi? Să închidă, să nu știu ce.
Deci cât de, cum își pierd controlul, știi, cum se creează o psihoză de asta? Da, și nu numai rinocerii, aici. Rinocerii. Rinocerii. Exact. Exact. Bun. Uite, ai spus tu chestia asta legată de... Mai e un argument împotriva principiului unanimității, așa cum îl povestește Rothbard, că principiul unanimității ajunge inadvertent să apere status quo. Oricare ar fi acel status quo, ajunge inadvertent să-l apere. De ce? Pentru că unanimitatea e un principiu foarte greu de generat. De altfel, cred că de asta au și ajuns la principiul compensator. Ca rezultat la această ideea că ajunge unul, deci spus mai băbește, ajunge un nebun să blocheze, deci orice poate, orice. Da. Dacă cineva, ce înseamnă ca să fie înțeles și explicitat ce înseamnă să nu se atingă principiul unanimității, așa cum a spus Costel, cineva, unul, un nebun din ăsta, zice, dom'le, eu nu vreau, eu nu cred că îmi va fi mai bine cu această măsură. Da? Eu nu cred că îmi va fi mai bine. Și s-a terminat toată ideea. Prin urmare, status quo. Deci dacă, de exemplu, să întoarcem timpul înapoi, proprietarii de sclavi, că de acolo se născuse și povestea asta pe care Rothbard o citează, dacă proprietarii de sclavi puneau că nu, mie nu va fi mai bine așa, păi nu se făcea, nu se genera unanimitate. De asta a și apărut ideea de compensare. În Marea Britanie, de exemplu, așa au fost eliberați sclavii. Fiind cumpărați. Cumpărați de stat, care statul nu are bani, da? Deci prin taxe, și cumpărați de la proprietari. Ce ne putem lega și de discuția asta cu, cred că au discutat și al de Morgescu, parcă cu două emisiuni, asta cu dreptul de veto, știi, al României, cu UE, știi? Discuția asta, europeniștii să băgă majoritate, non-europeniștii, că să avem unanimitate, știi? Să poți să păstrezi principiul unanimității dacă cei care vor să aibă unanimitate, se separă de cel care nu e de acord cu ei și nu-l obligă să facă X. Argumentul e ăsta al eficientizării decizii. Uite, acum eram în Schengen, dacă nu mai țineam cont de Austria, știi, cum vătează Austria. Trecea printr-o majoritate, știi. Păi da, astăzi suntem în Schengen și mâine suntem puși la zid. Adică problema exact asta este, că o țară care nu este protejat din punctul ăsta de vedere al strict al Uniunii Europene. Dar putem aici să asemănăm țările cu 27 de Smart 2. Da? 27 de Smart 2 care au pus ei o înțelegere. Da? Ok, și dacă 26 să pun de acord să îl deposedeze de avere pe al 27-lea, ca așa se pun ei de acord. Nu, că e împotriva principiilor europene și hâr și măr și nu știu ce. Mai țineți minte dreptul la circulație în timpul pandemiei? Cum era cu principiile europene? Că unii dintre noi de la această masă, de exemplu, n-ar fi avut voie să meargă cu trenul în anumite țări din principiile astea europene. Adică ca în China. Principiile europene, dar cumva pe efecte, consecințialist vorbind, ca în China. Și ce este educătoare și poate e și corectă chestia asta, uite că te-ar administra mai bine europenii, știi? Că nu sunt la fel de băiște corupți ca ai noștri. Și asta e foarte puternică percepția asta. Lasă-mă, frate, lasă-mă cu suveranismul tău, că vreau să mă... Nu că aș fi o suveraniști. Dar ideea e că e puternică chestia. Deci cred că 80% din populație... E puternică, dar este foarte, foarte, dar foarte prost informată. Din punctul ăsta de vedere, e o falsitate... De genul... Păi chiar e falsă? Chiar e falsă, da. Demonstrată statistic. Din punctul ăsta de vedere este o falsitate din categoria iarba e mai verde în curtea vecinului. Păi poate uneori chiar e mai verde. Uneori poate chiar e mai verde, dar aici avem datele și din punctul ăsta de vedere, vorbind despre percepția corupției și încrederea în clasa politică, s-au făcut studii la nivelul întregii Uniunii Europene
Și absolut toată lumea avea mult mai multă încredere în clasa politică din alte țări, de la vârful Uniunii, să spunem, da, the decision makers. Da, da, nu cred în România. Politics player. Nu, ăia care stabilesc. Cred că ăia din Germania vă cred în România. Nu. Stai să ajungem aici, da? Deci românii au mai multă încredere în clasa politică germană, au mai multă încredere în aia olandeză, au mai multă încredere, că modelul european. La fel ungurii, la fel așa. Francezii, de exemplu, au mai multă încredere în clasa politică germană decât în clasa politică franceză. Problema era așa că... În Germania? Exact. Aici, acolo ajungem. Gradul de încredere asupra propriei clase politici, da, și percepția asupra corupției, la noi în țară, la nivel similar, deci românii față de români, au aceeași părere pe care au germanii față de germani. Deci germanii față de politicienii germani au aceeași părere, deci germanii, hai că o mai spun o dată și o iau pe silabe ca să puteți să urmăriți, da? Germanii care trăiesc toată viața cu politicieni germani, conduși de politicieni germani, îi văd în știri, au contact cu ei și suferă zi de zi deciziile politicienilor germani, au același grad de încredere procentual la populație în politicienii germani pe care îl au românii față de politicienii români. Iarba nu e niciodată mai verde dincolo de gard. Nu, dar ce vreau să zic, nemții la cine se mai uitau, dacă ei erau limita? La francezi. Și francezile ai? Mă, ce când, uite, libertarienii au o viață mai simplă, ei au de principii și au încredere în principii. Nu-și bat capul cu cine... Da, nu poate fi nu ceva... Nu discută evenimente, nu discută persoane. Nu, eu mă gândesc, dar poate fi ceva adevărat, știi, în sensul că aia cu administrația mai suplă și chiar să fie adevărată, știi, adică o firmă România... Administrația germană, Germania e stat federal. Nu e... E alt exemplu. Ai mai puțin birocrați în România, s-ar putea, decât în Germania. Nu, dar uite, inclusiv per capita, s-ar putea inclusiv per capita. O firmă să nu știu ce, să-ți elibereze nu știu ce act. Da, da. Adică în Estonia nici nu... ți-l dă înainte de a te gândi că trebuie, știi, în timp ce în România, nu știu, durează 5 luni sau... Da, numai că soluția libertariană, la fel cum am mai discutat și cu altă ocazie când făceam referire la Estonia, este că acel act n-ar trebui să-ți trebuiască. Da? Impunerea necesității acelui act este o impunere, o agresiune. Da, întrebarea dacă are sens și uite că se fac totuși cât de valide sunt... Astea, clasamentele astea, index și ăștia, Heritage, Cato, nu știu ce, Fraser, când zic, uite, România a urcat în topul Cato, nu știu, mult. Cred că e țara care a urcat cel mai mult în ultimii ani, a urcat nu știu câte locuri, știi. În Heritage, la fel, adică cât de valide sunt. Deci dacă te uiți la nivel de UE, România nu e, nu stă așa bine. Depinde foarte mult de, metodologie și de felul în care sunt interpretate rezultatele, știi. Ale atinsă, cred că prin ceva, știi, prin... Na, e de văzut. Și asta e o întrebare. Deci, pe hârtie, Germania e mai liberală. Pe de altă parte, nu știu, dacă te duci într-o cafenea din București, una din Germania, n-ai senzația asta, știi? Discutând cu niște cărturari, alegi random, să zicem. O să ai senzația că România e mult mai liberală, știi? Da, uite, de exemplu, nu, dar uite, în pandemie, adică problema este și, nu spuneam, nu e, una e de percepție și alta este trebuie să vezi și ce măsoară, da? Australia în pandemie n-a lăsat cetățenii să se întoarcă acasă. Chestia asta e o violare a drepturilor omului, da? Să interzici unui 5. Cetățean să intre în țară, da? Și era pe locul 5, n-a căzut, nu știu, a căzut așa un pic, a căzut vreo două locuri, ceva de genul ăsta. Dar nu impresionant. Da, exact, adică fratele meu. De pe 15, pe 11, chestia de genul. Deci de asta spun că contează foarte mult la chestiile astea. Eu mi-am pierdut încrederea în ele cu ocazia pandemiei când am văzut peste ce chestii flagrante se trece fluierând. Deci uite, genul ăsta Canada, de măsurători încearcă să adune mere cu pere și să zică, uite, avem atâtea fructe. Sau avem... Pretenția lor e că adună mere cu mere, știi? Da, și pretenția lor e că adună mere cu mere și de fapt nu sunt. Sunt lucruri care nu pot fi. Deci zici, pe ce loc e? Păi stai puțin că poate pentru mine, sau poate principial,
Sunt atât mai important. Nu, dar, de exemplu, uite, nu l-a lăsat pe omul ăla să vină acasă, unde el e proprietar, da? Nu l-a lăsat să vină acasă, pentru mine ar trebui statul ăla să fie pe ultimul loc. Da, nu da? Mă gândeam la chestii nu gen... Nu agregăm așa și ea e pe unul. Pentru mine e mai importantă religia, să zicem. Pentru mine cea mai importantă religia. Și să zicem că printre restricționisme, Rusia, să zicem, era cea mai liberală, știi? Din... Și da, unul poate alege Rusia, știi? Deci, dacă pentru el era, nu mai cotau celelalte, știi? Sau, exemplu, în Canada, da? În care ăla le-a sequestrat pur și simplu banii. Da? Bine, Rusia, ăsta era un exemplu imaginar. Rusia a fost... ori ca toți, ori dacă n-au fost chiar pionieri, știi, la... Că toți se aducea... La ce? La modelul, utilitarist? Nu, la asta cu ăștia antirestricții, domnule, sunteți putiniști? O idee că Putin a implementat tot, știi? Dacă nu ieși în trece, știi, că... Hai să intrăm în Mises și laissez-faire-ul value free. Vreau să zic ceva de sclavie. Uite, o problemă pe care o avea Alexandru data trecută era... Dom'le, cum sclavul ăla vrea să culeagă bumbac? Păi sclavia nu e o chestie împotriva voinței mele? Ori e o agresiune, ori nu e agresiune, știi? Nu cumva e o contradicție? Și mă gândesc că de ce e importantă discuția asta? Pentru argumentarea etatistă la fisc e că ăla e un context voluntar. De ce? Pentru că vrei, acțiunea se manifestă în acțiunea de a-i număra bani. Asta că nu-ți ia direct din cont, știi, de la sursă. Ok, și răspunsul meu care ar fi... Păi ar fi ce ne învață Aristotel că e o contradicție? Să apleci un predicat și opusului despre același obiect în același timp și sub același raport. De exemplu, spun că Ștefan cel Mare era mare și mic. Simultan. Cum dizolv contradicția asta? Să spun că era mare din punct de vedere al faptelor de vitejie și că era mic de statură. Și așa cele două predicate nu se mai... Predicat din punct de vedere logic. Da. Două adjective, mă rog. Da. Ok, cum o rezolvam pe asta? Păi vrea sclavul sau nu vrea? Și cred că și asta se leagă și cu discuția noastră, domne, că un om nu vrea o agresiune, că probabil de aia se și mira Alexandru. Păi cum, eu vreau o agresiune? Nu stabilizăm noi cu oamenii, nu vor agresiune? Și răspunsul e că există alegeri în contexte voluntare și alegeri în contexte agresive. Uite, dacă vorbim între, dacă alegerea ta e între a nu fi furat și a fi furat, alegerea întotdeauna va fi să nu fi furat. Deci între o preferință, între o opțiune agresivă și una voluntară, vei alege întotdeauna aia voluntară. Dar dacă alegerea ta e între a fi furat și a fi ucis, atunci preferința ta e să fii furat. Deci ideea e că sunt relative alegerile. Ăsta e răspunsul. Și de-aia nu sunt, nu ne contrazicem. Aș pune mai mult că alegerea respectivă se bazează pe o stivă de valori. Învățăm. Pe o stivă de valori, da, în care faptul că tu continui să deții acea stivă, da, tu continui să deții acea stivă, ești sus, e foarte sus pe lista de priorități. E mai sus decât 500 de lei aia pe care ți-i apă în portofel. De asta preferi să nu fii omorât, să fii furat... Decât să fii închis. Decât la să fii omorât sau ceva. La da, n-am decât să fii închis. Dar ideea asta, așa rezolvi contradicția. Așa, asta e vorba despre orice situație când avem de asta, vin chestii conflictuale. Știi? E drept să vă încorpă sau nu e drept? E ceva, sau simultan, par valide ambele. Dom'le, una sigur e greșită dacă le se opun. Ori Mises s-a redreptate, ori Keynes s-a redreptate. Deci nu e, se poate să aibă amândoi dreptate. Știi? Ori noi avem dreptate, cum zicea de Sotor la un moment dat. Ori noi avem, ori socialiștii. Deci nu există a treia cale. Ok, deci aici alegerea era relativă, raportul era diferit. În termeni aristotelicieni, raportul era diferit. La un moment dat raportai opțiunea să culeg bumbac sub amenințare, o comparai cu să culeg bumbac în mod voluntar. Și normal, o preferai pe aia voluntar. În al doilea context era unul agresiv, era unul în care aveai de ales între două chestii agresive. Să culeg bumbac sub amenințare, să fiu ucis. Sau să fiu biciuit, să zicem. Și de că alegei între alea două rele. Deci alegem și între, da, între și, agresiuni. Da, între și, agresiuni. Și când am lămurit noi mai devreme chestia asta, am ținut eu să fac distinția asta între cuvinte în care lumea zice vrei, dar de fapt se referă la niște preferințe. Da? În cazul ăsta preferi cu tare. Eu aș folosi ca sinonime, n-aș ține de... Făcea valid distinția aia, că e un subset, mă rog. Mă rog. Nu mi se pare atât de...
Dar e important că asta îți răspunde la aia cu preferința demonstrată lui Buchanan. Dacă ești la fis și ai vrut, înseamnă că e voluntar. Nu, nu e voluntar. E un context agresiv. Cooperăm cu psihopați, cu violatori, dar asta nu înseamnă că vreau chestia aia. Știi? Da, da, vreau... asta spuneam și eu, că principiul compensator niciodată nu poate fi echivalat cu ceea ce îți oferă libertarianismul, contextul voluntar, da? Contextul preferinței demonstrate. Da? Asta e, da, asta era tot argumentul. Și acum să te văd cum îl legi de Mises. Păi nu știu dacă... Deci, și simplu, zici, e ca la politică, te întrebă ceva și tu răspunzi altceva. Păi Mises ce zicea? Zicea că nu revine la critica cu majoritatea, nu? Stai puțin. Argumentul lui Mises, aici e cât de bine interpretăm argumentul lui Rothbard împotriva lui Mises. Deci ce zice Mises? Rothbard și-a propus să discute despre modalități alternative de justificare a gândirii libertariene. Sunt diversi oameni care justifică în diverse moduri. Nu zic într-un fel, ăia într-un fel. Cum justifică Mises? Păi Mises zice, domnule, utilitarist. Mă întreb ce vor oamenii? Păi vrem un... Ce vreau majoritate, că ele și utilitarist. Ce vreau? Bunăstare. Da, bunăstare. Creșterea standardului de viață. Deci trebuie să avem creșterea standardului de viață. Asta e prima premisă. A doua e, dar dacă vreau o creștere a standardului de viață, o pot realiza numai dacă alegem capitalism. Prima mare concluzie ar fi că trebuie să alegem capitalism. Cam asta ar fi raționamentul. Un fel de modus ponens de tipul ăsta. De ce ar fi argumentul lui Mises? Așa îți fundamentez capitalism. De ce trebuie să alegem capitalism? Pentru că vrem creșterea standardului de viață. Asta zice el. Acum critica lui Rothbard e că majoritățile pot dori tot felul de ciudățenie. Eu așa înțeleg critica, că nu selectează în mod necesar. Da, nu e musai că-ți bifează, asta ar fi. Da, asta ar fi. Da, dar mă întreb și cât. Da, hai să adâncem mai bine critica asta, după aceea să ne întrebăm dacă e, nu știu, onestă față de Mises sau, nu știu, poate răspunde Mises, Fentan, vreun fel, nu? Deci care e argumentul? Că nu selectează. De ce nu selectează? Păi dacă ea, să zicem, vor majoritatea educație de stat. Asta e preferința lor. Păi îți va selecta capitalismul? Capitalismul spune că educația trebuie să fie privată. Nu, nu îți va selecta. Prin urmare, ce am demonstrat cu asta? Am demonstrat că n-are Mises dreptate în... Uite, în apărarea lui Mises, eu cred că poziția lui Mises era că oamenii într-un context liber, nu, de laissez-faire, o să bifeze capitalismul pentru că să-și dea seama. Vezi, doamne, pe cale logică, doar ăsta îți bifează aducerea bunăstării și vor înțelege. Își vor înțelege cum, interesele pe termen lung și autentice și nu știu ce, știi? Că el așa nu se prinde, știi, prima oară, știi? De exemplu, crede că un salariu minim ajută săraci. După aia Mises să-i arată, nu, creajă șomaj. Înțelege raționamentul și zice, a, da, deci nu e, trebuie să aboliți salariul minim, că face rău oamenilor săraci. Înțelege? Și asta ar putea replica Mises. Dacă ei și înțeleg interesele pe termen lung, vor alege capitalism. Rothbard zice, nu, poate au alte valori, poate vor, nu știu, ecologie, poate vor egalitate materială, poate au preferințe pe termen scurt, știi? Vor o fericire acum 10 ani și o fi după... Și cealaltă critică al lui Rothbard? Și admiță raționamentul. Uh-huh. Deci poți avea și oameni care să admită, care dreptate Mises. Da, uite, de exemplu... Și el se prefere pe termen scurt, domnule, vreau... Yes, spune aici... Decât 100 de ani, ce oară, mai bine 10 corp, știi? Rothbard zice aici, zice, Mises, economistul, poate să-ți arate că prin controlul prețurilor, ca să folosim exemplul lui, efectiv, controlul prețurilor o să îți cauzeze penurie. Penurie impredictibilă. Nu vei ști de unde. Asta e argumentul austriac despre care vorbeam noi. În contextul, uite, că se vorbește acum, se zvonește că îi miroase Luciola cu a controla prețurilor. Zice că vrea să controleze inflația, băgând, reintroducând politicile fantastice ale comunismului de a stabili prețurile de către stat, la produsele de bază, zice Mercurial, ea. Mercurial, ceva, da? Fin. Foarte bine, nicio problemă. Răspunsul austriac e în felul următor. Controlul prețurilor îți cauzează penurie. Singurul loc este că nu știm cine și cum se va manifesta această penurie, da? Ori
O să ai falimente la producători, pentru că asupra lor li se vor impune costurile, da, nerealiste în raport cu prețurile, în raport cu prețurile stabilite. Sub costurile de producție, știi? Exact, să fie și să ajungă să fie sub costurile de producție și atunci falimentul va da la producători. Prin urmare, vor fi mai puțini producători, se va crea penurie de produse. Sau dacă prețurile vor fi impuse, chiar, dacă costurile vor chiar fi impuse. Chiar la producătorul român, hai să zicem că multinațională, da. Poate mai e mai rezistentă, știi? Da, da. Sau s-ar putea impune aceste prețuri asupra retailerilor, da? Și producătorii stau bine mersi și vând ca până acum, retailerii încep să dea din colț în colț că prețul nu știu ce, intră pe pierdere și mai pleacă un lanț de magazine din România. Sau, evident că magazinele, așa cum spunea și Costel mai devreme, sunt mai protejate din punctul ăsta de vedere. Dar dacă a mai rămas cineva care are vreo afacere undeva într-un magazin, într-un sat, în vârf de munte, care nu era mega imaj, băi, o să descoperi că o să fie mega imaj dintr-o dată. Că prețul, producătorul simplu, scuză-mă, retailerul simplu, nu se poate să absoarbă aceste pierderi. Deci ideea este că noi nu putem să-ți spunem acum unde va fi cauzată penuria. Sunt șanse să fie și colo și colo. Da? Dar sigur îți spunem că o să fie. Dacă erai economist, puteai să preziceai. Nu, sunt economist, dar sănătos. Nu, asta o poți face, însă nu ca economiști, o poți face ca, nu știu, ca antreprenor, să zicem, lucrezi în imobiliare și faci estimare, cred că aia nu e știință, știi? Nu e știință. Ce face Mises este știință, știi? Adică, ce înseamnă știință? Știință înseamnă legi, înseamnă adevăruri necesare. Se întâmplă A, rezultă cu necesitate B. Un guesswork e un guesswork, știi? Da, domnule. Da. Poți să le plăznești, știi, poți, care e prețul caselor într-un mutabil. E cu tare, agregatele astea sunt stabile pe 2-3 ani, poți face, na, ce să zic, știi. Revenind însă la argumentația lui Rothbard vis-a-vis de controlul prețurilor la Mises, spune, de unde știe Mises că cei care vor controlul prețurilor nu-și doresc și penuria respectivă. Și continuă să facă argumentul pentru că acești oameni poate să fie socialiști. N-ar fi o majoritate. Poate să fie socialiști. Dacă vorbim de o minoritate profitare, n-ar fi o majoritate așa la șapără pe Mises. Folosească acest pas ca prim pas într-o strategie de colectivism, de colectivizare a societății, de apropiere a ei la modelul socialism. Unul dintre pași este controlul prețurilor. Și fii atent, ca să răspund la argumentul meu de mai înainte. Lumea să vrea prețul, și le și vrea dacă facea cu sondaje, oh, să fie zero prețul. Deci o să și vrea lumea, știi? Anti-Mises. Mises uită la o majoritate ca utilitarist. Hai să vedem ce vrea o majoritate. Și da, o să vrea lumea controlul prețului. Neștiind economie, neștiind. Crezând că economia e o chestie cu formule și nu știu ce, nu niște raționamente de bun simț pe care le înțelege oricine. Eu cred că oamenii de... pe care îi criticăm noi prin aceste aserțiuni. Eu cred că oamenii își imaginează că economia e ca o forță a naturii. Deci lucrurile merg. Deci economia merge, lucrurile se produc, produsele se mută de colo-colo și sunt doar unii care nu se știe de ce sunt niște oameni răi care... intră în domeniul respectiv ca să-și ia avantaje de obicei, să profite de pe urma oamenilor și ăia trebuie limitați. Nu e ca și cum... de ce zic? Păi, dar se gândește la patronul, la politicieni. Păi da. Dacă s-ar gândi la politicieni, ar fi libertarieni. Nu, dar la politicieni tot timpul se aplică mereu alt standard. Deci la un lumea magazin... Lumea crede în socialism. Da. Lumea crede în socialism. Da. Cât el va crede în socialism, că pleacă Brănescu de la instrucție și vine nu știu cine. Alții care și-ar dori penurii, că e de analizat și asta, alții care și-ar dori penurii ar putea fi socialiștii pur sânge, care preferă penurie, să n-aibă nimeni, decât să poată bogatul să cumpere cu mai mulți bani. Bogatul poate să cumpere la suprapreț, da?
argumentul medicinei de stat. Și nu numai a medicinei de stat. Când aveam în pandemie penurii de anumite... Cred că sunt puțini și bolnavi. Așa. Sunt puțini și sunt oameni bolnavi. Ăștia care se opun vânzării la suprapreț? Eu cred că dacă ia să faci un sondaj din ăsta pe Îndodi să vedem dacă răspunde lumea, ar trebui interzisă vânzarea la suprapreț? Am făcut cu la preț mic și lumea... Păi la preț mic, răspuns, normal că lumea a răspuns corect, că nu-i deranjează foarte mult, dar ea întreabă dacă la preț la suprapreț. Dar acuzat de dumping, știi, n-ar fi... Păi între economiști. Și până și acolo a fost 50-50, ca să nu mai vorbim. Cred că a fost majoritar. Da? Că nu trebuie statul să te oblige să te incrimine de dumping. Cam asta era ideea. Dar ia vezi dacă statul trebuie să incrimineze vânzarea la suprapreț. O să pui aceeași întrebare, dar invers. Că așa e la sondaj. Acolo vezi cine a răspuns pe principii și cine nu știe. Da, da. Asta odată, da? Deci eu cred că oamenii care spun că ar prefera să nu se vândă nimic la suprapreț, preferă shortage-ul decât suprapreț-ul. Nu. Bine, eu mă gândeam la ăla din Argentina, scuze, sau din Brazilia, ăla cu, domne, problema nu e ca sărași să meargă cu mașina, ci ca bogați să meargă cu tramvaiul, știi? Tu la asta te referi, știi? Ori eu cred că ăștia sunt oameni bolnavi și sunt puțini. Cred că omul simplu, cum zicea Mises, e doar o eroare, știi? Cred că el crede că socialismul îi dă chestii. E doar o eroare, deci nu e așa de dus cu pluta. Deci eu cred că ei sunt mulți care poate preferă lucrurile astea, poate să militeze pentru ele, să-și dorească ca bogații să sufere și... E că ăia tot ar fi bogați, ei doar își doresc ca bogații să sufere. Bogatul o să producă o piață neagră de suprapreț, de lucruri ilegale, dar el nu înțelege chestia asta, el crede că lucrurile stau doar așa cum își imaginează el. Altă categorie de oameni care poate să-și dorească penurii, de exemplu, sunt, spune Rothbard, legiunea numeroasă de intelectuali contemporani care se plâng mereu despre afluența excesivă a societății, despre cultura consumeristă, despre gradul de risipă de resurse care se face, risipă de energie. România și te din comunism, vai de mama aici, fără, vede o banană, parcă gândește când se duceau ăștia în Turcia și păstrau sticla de Pepsi, știi, deci. Și nu știu cât au apărut modele astea cu consumerismul, tind să cred că nu chiar imediat după Revoluție. Nu, și încă la noi, ca să nu mai vorbim de faptul că încă la noi este, și cumva s-a împlântat chestia asta și pe partea conservatoare. Dom'le, trebuie să fim cumpătați, nu e? Deci, dar asta nici cine e ideea era, cred. Adică cred că ideea, și un Peterson ar susține. Da, ideea cumpătării e foarte bună, e idee, ok. Nu. Dar problema este când vor să o impună. Asta e problema. Problema asta e exact. Unul la mână. Vor să o impune. Peterson n-ar impune, normal că omul știe ce înseamnă totalitarism. Dar ideea este alta, că nici cumpătarea asta nu e neapărat dezirabilă. Deci s-a făcut o analiză, da? Luăm industria reciclării. Da? Acolo e clar povestea. Deci, tu ai prețurile. Într-o piață liberă, prețurile îți decid dacă reciclezi sau nu. Da? Din punct de vedere economic, în ziua de astăzi, este eficient să reciclăm doar cutiile de aluminiu. Din punct de vedere economic, doar cutiile de aluminiu. Toate celelalte pe care le reciclăm creează costuri mai mari decât dacă am procesa materiale de la zero. Costuri mai mari. Aici se include și felul în care le-am scăpat de ele și dacă nu le reciclăm. Deci comparație contrafactuală pe cât posibil. Adică luate și costurile de disposal. Da, adică reciclarea, adică absolut. Nu, ca să spunem, pentru unii care acum sar în sus. Asta nu presupune că le aruncăm în ocean. Nu presupune poluare, ci nu, presupune că le aruncăm la gunoi, pur și simplu. Da. La gunoi, la gunoi normal, la gropile de gunoi normal, care sunt tratate astfel încât că ele oricum prind
genul ăsta de deșeuri, da, inclusiv în țara asta. Da, nu e frumos să trăiești lângă o groapă de gunoi, de acord. Nu, nu e frumos, nu e preferabil să trăiești lângă o groapă de gunoi. Dar de la asta și până a câți bani se aruncă. Se aruncă, efectiv, mulțumesc, se aruncă efectiv pe reciclare, nu e deloc comportamentul. Și mai făceam eu argumentul ăsta cu multă vreme în urmă. Din cauza asta, tot din cauza asta, pentru că tot comportamentul de reciclare este subvenționat de stat. Fiind subvenționat de stat, evident, se aruncă bani, pentru că altfel el nu s-ar executa. Într-o piață liberă nu s-ar executa reciclarea, de asta statul și-a băgat coada și rentabilizează, așa a spus tot conceptul de reciclare. Din cauza asta, nu există avans tehnologic în procesul ăsta. E la fel. Hârtia se reciclează la fel ca acum 30 de ani, plasticul la fel. Nu există, pentru că nu sunt bani de făcut aici. Dacă nu sunt bani de făcut aici... Ok, stai. Asta ce înseamnă? Că nici n-ai cerere? Nu vrea lumea? Nu vrea să dăm vânt? Sau... Lumea să dăm vânt, păi, să facă cu banii statului. Cerere, dăm vânt. Dacă ai avea deci n-ai, cerere... Statul n-ai. Cerere. Dacă da, ai avea cerere, nu ar fi rentabil. Cerere adevărată, formată sănătos, da, în condiții, da, de piață, da, ar fi rentabil. Da, da, mă gândeam adineu că nu mai că la stat ești și captiv, ești. Mă rog, ești captiv. Ești. Captiv în sensul că primești bani și nu prea ai interes să fii eficient, știi, în sensul ăsta. Da, da, da. Nu, așa mai degrabă cetățeanul. I-a făcut captiv prin subvenții, da. Mă gândeam că eu n-aș fi așa categoric. Nu știi cu adevărat dacă ar fi vreo altă formă de refolosire, pentru că vreau să precizăm... Că e interzis. Nu, da, adică am mai vorbit noi când a fost vorba de poluare. Supărarea oamenilor acum este cu poluarea și atâta vreme cât ai avea drepturile de proprietate apărate cum trebuie, o formă de... Oamenii n-ar mai avea plastice, gunoaie aruncate, alandala... pe proprietatea lor, că asta îi deranjează. Nu? Sau îi deranjează pe proprietățile alea publice, care dacă ar fi gestionate privat... Presupunând că nu s-ar aplica teoria aia lui... cine a băgat-o? Hummer sau Friedman? Cazul ăla diferențial. Între ce și ce? Parcă Friedman. Pe ce? Diferențiat? Eu arunc la tine... Friedman. Dacă era 5 euro, mai bine... Da. Da, înțeleg ce vreau să zic, dar atâta vreme cât aperi proprietatea privată, s-ar putea ca ăia care acum aruncă și pare că e economic fezabil, să nu mai arunce. Atâta vreme cât tu ești proprietar pe o groapă de gunoi, care nu produce externalități negative, nu că tu ai zis, uite, e nasol să stai lângă o groapă de gunoi. Dacă te-ai mutat, reluăm toată discuția, da, trec scurt. Dacă te muți lângă o groapă de gunoi care miroase urât, aia e, te-ai mutat lângă ea. Dacă ți apare, ăla nu e ok, apare și ți aruncă externalitatea negativă în cazul ăsta, nu știu ce mirosuri, nu e ok să accepti externalitatea aia negativă. Da? Și tu ți aperi proprietatea ta. Pentru că este cererea ăstora. Dar nu, s-ar putea să fie mai îngrijite lucrurile, astea vreau să zic. Deci dacă aperi proprietatea privată, s-ar putea să fie mai îngrijite lucrurile, s-ar putea să se arunce la groapa de gunoi, să nu se recicleze. Don't know. Dar s-ar arunca mai în regulă. Mai tocat, mai habar n-am. Tocat mai mare ca să nu facă microplastice. We don't care. Ideea e că un proprietar la un moment dat ar dovedi, mă, cutăresc, cum agresează cu microplastice. Uite, mi-am cumpărat nu știu ce. Și nu poți să-l ataci pe ăla care a făcut microplasticele, că nu le-a făcut el. El a aruncat niște plastice. Dar unde s-au întâmplat? Păi undeva s-au întâmplat niște microplastice. Eu mă plâng de la ăla de la care am cumpărat, ăla se plânge mai încolo, zice, de ce mi-ai vândut pește ca eu să-l distribui? Că uite, are microplastice. Dau faliment. Mai cumpără lumea cu microplastice peștele, whatever. Și la un moment dat, apărând proprietatea, împotriva externalităților negative, ar curăța mult mai sănătos lucrurile decât acum urli la lună, vai, natura, să vină cineva, dar nu știm cine, să vină ONG-urile, să vină statul, să fie o coaliție globală care să ne apere.
Nu, dacă ai avea mecanisme sănătoase între proprietari, de apărare a proprietății, lucrurile astea ar merge mult mai repede și mai eficient și mai sănătos. Vă mulțumesc. Da, a zis că și acum ți-l strânge, știi, nu te lasă cu șobolan, știi, adică a fost episodul la sectorul 1, dar în general te ridică gunoi, știi, în general. Bun, hai să revenim un pic. Deci argumentul Mises, așa cum îl prezintă Rothbard aici, este următorul. Că Mises spune așa că dacă praxeo, că nu poți să spui, un economist nu poate să spună dacă o propunere guvernamentală e bună sau rea. Dacă un program guvernamental e bun sau rău. Nu poate să spună despre acest program că e bun sau rău. El poate să spună acest program va avea următoarele consecințe. Și dacă acest program are consecințe despre care toată lumea, tot poporul votant, da, tot electoratul median este de acord că e rău, că aceste consecințe sunt rele, atunci programul pot spune că, că lumea ar trebui să spună despre program că este rău. Da? Deci dacă tu explicitezi consecințele unui program ca fiind rele, lumea ar trebui să spună despre programul ăla că e rău. Problema pe care o spunea și Costel e că nu e deloc evident că lumea va spune că acel program este rău. Și asta evident că va spune că e bun. Știi? Asta o spunea și Rothbard aici. Unii dintre ei poate să prefere acele consecințe rele. Din alte motive, pentru că au pe scara lor de valori, acele consecințe, chiar dacă sunt rele, produc niște efecte pe care ele preferă altor efecte. Deci toată observația aici este că unii s-ar putea să nu-și dea seama că-s rele, unii să-și dea seama că-s rele și să le prefere și nivelul de răutate al soluțiilor să nu le fie clar. Da. E, și o altă chestie pe care o spune Rothbard aici este că consecințele unui program pot avea timp diferit de manifestare. Exemplu. A înghețat, că tot discutăm de price controls, a înghețat Orban prețul la zahăr. Într-o primă fază, la zahăr, la făină, la ulei, la benzină, într-o primă fază toată lumea a fost bucuroasă. Consecințele pe termen scurt sunt nu mai crește prețul. Prețul e la valoarea de ieri, tu te așteptai ca să fie la o altă valoare mai mare. E o consecință dezirabilă. E pe termen scurt. Consecința însă pe termen lung este că se creează penurie. Da? N-a mai fost stoc de zahăr, n-a mai fost stoc de așa și bun. Pentru că cine le aducea, nu le mai aduce. Exact. Da? Aceste consecințe însă se manifestă mai târziu. Și Rothbard spune în felul următor că pentru a face o judecată de valoare între aceste consecințe care se manifestă pe orizonturi de timp diferit, tu trebuie să iei în calcul preferința de timp a oamenilor. Da? Putem să luăm și un alt caz. Discutat aici în emisiune. Da? Libertarianism. Dacă avem de ales între un libertarianism nesustenabil mâine sau un libertarianism sustenabil peste 100-200 de ani, da? Pe care nu l-a apucat niciunul dintre noi, pe care l-am prefera? Depinde. Care e preferința de timp pe care o ai? Da? Unii o să prefere A, o să prefere B. Exact. Dacă e 5-6 minute, e mai bine. Și dacă tu te apuci să discuți despre preferințele de timp, spune Rothbard, atunci nu mai ai părăsit zona value free. Și că uite, de exemplu, apropo de chestia asta, noi avem, sunt mai multe lucruri pe care tratează preferințele de timp ale oamenilor, pe care noi le-am absorbit așa, să zicem, osmotic din universul din jurul nostru, da? Noi avem, de exemplu, ideea că o preferință de timp scurtă este mai rea. Modelul conservator. O preferință de timp de pe termen scurt mai ridicată decât o preferință pe termen lung e varianta corectă pentru a avea o viață liniștită. E lucru care te îndeamnă să faci economii. Da? Chestia asta e adevărat într-o economie care nu este lovită de crize, de devalorizarea banilor, de nu știu ce. Toți oamenii care au avut o preferință de termen lung și au apucat să trăiască prin hiperinflația din 1992-93, cam așa, da? Și au văzut economiile
făcute praf. Praf. Invers, toți aia care au avut o preferință de termen scurt și și-au luat credite în 92-93, da, credite mari, au văzut creditele reduse la niște valori de nimic. Așa cum economiile au fost reduse la valori de nimic, inclusiv datoriile au fost reduse la valori de nimic. De ce? Pentru că erau nominale, nu se updatau odată în pas cu inflația. Prin urmare, există cazuri în istorie, da? Există momente, circumstanțe în care o preferință pe termen scurt e validă. Da? Exemplu este ăsta, o situație inflaționară. O altă situație în care o preferință pe termen lung scurt este validă este atunci când ai incertitudinea zilei de mâine. Dacă astăzi ai o sticlă de vin și ești pe front, da? Și nu știu dacă mâine mai apuci să trăi, poate ești pe frontul din Ucraina și ai primit o sticlă de vin de acasă, da? Nu știu dacă mâine mai apuci să o bei, o bei în seara asta. Da? Același lucru. Deși noi pe termen, noi tindem să valorificăm, să valorizăm preferințele pe termen lung, de exemplu, spunem așa, copilul care știe să își amâne plăcerea, da? Dacă e testul ăla în care tu vii la un copil și îi dai o bomboană și îi spui o să ies din cameră, mă întorc peste un sfert de oră, dacă nu mănânci bomboana, îți mai primești una. Dacă o mănânci, asta e, s-a terminat testul. Ca să schimbăm scenariul, dacă o mănânci, primești o palmă. Și alegerea cum e atunci? E liberă? Ha, ha, ha. Atunci n-ar mai fi o alegere liberă. Dar ideea e că acest test vrea să verifice cât de capabili sunt copiii de a-și întârzia gratificarea, de a controla momentul în care își acordă ei, practic, sunt stăpâni pe universul lor, au încredere în universul lor, pentru că ce măsoară? Măsoară multe lucruri acest test. Unul măsoară ce percepție are copilul față de univers, dacă este stabil, dacă este învățat să aibă încredere în adulți. Da? Dacă, de exemplu, el are un părinte acasă care îl minte non-stop sau îi face promisiuni care nu sunt ținute, în cele mai dese cazuri copilul mănâncă. Nu, dacă... nu are încredere. Nu are încredere că o să primească ceea ce a fost promis. Dacă îi zici, uite, îți dau bomboana asta și dacă nu o mănânci, o să-ți dea statul încă o bomboană. E, atunci un copil care înțelege principiile libertariene o să mănânce bomboană. Uite, cred că și în altă parte Rodvard spune că libertarienii nu recomandă, apropo de distinția juridic-moral, așa cum nu recomandă ateism sau religie, la fel nu recomandă nicio preferință de timp anume. Dacă vrei un conservatorism cultural ar recomanda asta, dar e mai bine să economisești, că așa e pe termen lung și nu știu. Dar strict vorbind, libertarii nu recomandă un anumit tip de preferință. E doar un raționament ăsta, cum să alamizezi, dacă vrei, nu știu, da, avuția națiunii să crească, da, uite. Da, pe partea... Și economisești și așa investești. Și da, nu pe partea de școală austriacă o să zic că dacă vrei să bifezi cu tare, pot să-ți spun că e bine să acumulezi capital, tra-la-la. Doar observații tehnici. Uite, vreau să punem punctul pe ei. Care critica lui... Deci o critică pe care am făcut-o până acum era că Mises nu scapă de valoare. Deci judecăți de valoare, spune Rota. Nu ca să dai recomandările alea și nu știu, trebuie să faci judecăți de valoare. Deci ideea deci este... asta e o critică. Ideea e așa, că el spune aici exact asta, că oamenii pot să prefere subvențiile pentru că au niște avantaje în prezent, ei sunt obișnuiți cu cei mână nu-i minciună, da? Și gratificarea imediată și atunci tu, ca economist, fără să introduci o judecată de valoare, nu poți să-i critici pentru această acțiune. Dacă tu spui nu că subvențiile sunt rele pe termen lung, tu deja ai început să spui sunt rele pe termen lung, dai cioara din mână pentru vrabia de pe gard și nu știu ce și dacă doar spui, și... nu mă gândesc că nu, o spui ca o critică și spui că nu, că oamenii ăștia sunt împiți, nu înțeleg că își mănâncă viitorul.
Mă gândesc că poți să o formulezi tot strict obiectiv, dacă vrei, știi? Să formulezi ca economist. Ok, dacă voi luați subvențiile astea, în viitor va scădea, nu știu ce, știi. Și nu-i zici bine rău. Da, nu-i zici bine rău. Da, îi zici rezultă aceste efecte, știi? Da, dar alegeți. Atunci ne ducem pe a doua problemă a lui Mises, care a spus că apetitul socialiștilor pentru măsuri egalitariene este deocamdată finanțat de rezerva de valoare acumulată de Europa trecută, da? Rezervele sunt determinate și atunci când lumea o să trebuiască să poarte să plătească costurile din propriul buzunar, nu o să mai fie de acord cu plata acestor costuri. Problema aici este că nu și-a imaginat a treia cale, că lumea poate să prefere aceste costuri în continuare fără să le plătească din buzunar, pentru că nu vede că statul îi fură din buzunar. Uh-huh. Da, sau pur și simplu crede propaganda că e bine să... Adică chiar dacă resursele s-au epuizat, da, statul îți dă în continuare socialism pe datorie. Da. Sau nu se simte penuria, cel puțin în vest. Și în România nu o simți așa, știi, să frate mane, ca în timpul comunismului, să simți... Păi nu, pentru că suntem încă pe datorii care se refinanțează. Ăsta e modelul financiar, inclusiv în America. Inclusiv America are o datorie tocmai externă. Tocmai și-a ridicat, Și-a ridicat plafonul. Nu, pot spune că Mises era mult mai catastrofic. Avea mai mare încredere în oameni. Zicea că... Nu, zicea că se duce... Că asta e nouă viață lungă. Dar ideea e că socialdemocrație îți ține... Ei, ți-ai ținut comunismul 100 de ani, știi? Care era praf. Dar socialdemocrația e care teoretic e capitalism fără 5-6 lucruri. Bine, dacă te uiți la ce controlează educație, energie și că reglementează toți și că taxează toți, nu mai e chiar așa, știi? Cu 5-6 lucruri e cu toate lucrurile, știi? Deci Radu Nechita, păi suntem în totalitarism, știi? Controlează tot... Da, nu știu ce mai ai cu adevărat. Deci să zici că ai un domeniu cu adevărat liber. Respirație, nimic. Un domeniu cu adevărat liber. Să zici, îmi aleg partenerii. Acolo, pisica, uite, poți să-ți cumperi o pisică. Și pe acolo, sigur, ai ceva. Nu, încearcă altceva. Există reglementări. Da. Poate nu în România, dar în alte țări există reglementări. Probabil că au început și la noi, da. Nu, ai pe orice, deci nu mai ai pe orice. Nu, dar vreau asta... Urba aia, dacă nici apa de băut nu poți să o colectezi, de apă de ploaie nu poți să o colectezi. În niște state din America. La noi poți să o colectezi. Uf. Uite, vreau să punem punctul pe I la argumentul ăsta. Am eu un butoi. Teoretic ai putea să ai un butoi. Da. Vreau să punem punctul pe I la argumentul ăsta împotriva lui Mises. Care e argumentul împotriva lui Mises? Argumentul lui Rothbard împotriva lui Mises. Ăsta că atunci când critică comportamentul, introduce automat judecăți de valoare. Atunci când îi critică pe ăia că preferă, deci el nu e consecvent în sensul că el spune doar atât, domne, ei sunt prezent, li se prezintă consecințele, da? Consecințe și ei trebuie să aleagă faptul, deci ca să alegi să fii împotriva subvențiilor, da? Ca să prefer capitalismul, trebuie să fii împotriva subvențiilor. Nu există subvenții și capitalism în aceeași propoziție, da? Pe când ei poate să prefere subvențiile, da, pentru că, la private, nivel de majoritate, poate să prefere subvențiile pentru că le rămâne ăla. Păi da, dar nu o să mai fie. Las că vedem mâine. Mai introducem, mai facem, mai, da, mai naționalizăm o industrie. Eu zic că mi se concede asta. Dar că răspunsul lui e... Eu vă vorbesc despre interesele pe termen lung. Vreți creșterea ăsta ar fi. Exact asta. Crezi că Mises nu era conștient de... De ce? Mises e, na, Rothbard e elevul pe economie, știi? Da, numai știe, că, numai că atunci, când zice, preferi, da, că atunci când preferi interesele pe termen lung versus interesele pe termen scurt, faci o judecată de valoare. Asta încercăm să spun eu. Nu, el s-ar putea sustrage de la asta. El ar putea spune că... Dacă vreți asta, știi? Dacă vreți asta. Sigur. Deci dacă vreți standard de viață pe termen lung, atunci faceți asta, acumulare, capitalism, nu știu ce, muncă, știi? Dacă vreți asta.
Mă rog, mie mi se pare că critica lui Rothbard la poziția lui Mises, poziția lui Mises fiind că o majoritate de oameni o să considere că e bun capitalismul. Nu? Asta era poziția. Critica lui Rothbard sau ce? Mises zicea, oamenii o să ajungă la concluzia că e bun capitalismul. Și ai două critici. Unul că de ce preferi majoritatea? De ce nu respecti și individul? Și doi, că s-ar putea, ce ai zis detaliat mai devreme, că s-ar putea ca majoritatea să nu bifeze, să nu ajungă la concluzia că e bun capitalism. E, și al treilea lucru ar fi ăsta, argumentul de la bunăstarea materială, pe care îl atinge un pic Rothbard la un moment dat, este că oamenii pot să prefere, pot să pronunțe de la un punct încolo, dacă intersectăm cu ierarhia de valori a lui Maslow, poate să pronunțe, inclusiv conștient, nu numai inconștient, așa cum o fac zi de zi atunci când aprobă subvenții și politici socialiste, da, poate să pronunțe și împotriva propriilor bunăstări materiale. De exemplu, face referire aici Rothbard la o precizare a lui Dean Rappard, care spune așa că în Elveția, prin vot, da, s-a preferat subvenția fermierilor împotriva creșterii industrializării. De ce? Pentru că elvețienii au preferat să nu fie la fel de industrializați, în parte și pentru că aveau un sistem de taxare mult mai așezat la locul lui, da, aveau și o industrie financiară foarte ridicată, da, dar ideea e că nu au preferat să nu industrializeze ca să nu strice frumusețea elvețiană, da, țara. Ideea e că oamenii în setul lor de preferințe pot să aibă niște preferințe complexe în care niște bunăstare materială marginală are valoare mai mică decât status quo de aer curat și alte lor, chestii, de cum le place lor. Ba chiar, deci, ai putea să intri mai adânc în discuția asta un pic. Nu un pic. Că cineva o zică, păi da, voi libertarieni ați strica Elveția. Tot așa privită ca o entitate coerentă. Voi ați respecta proprietarul și ar veni unii și ar face tot felul de stricăciuni. O precizare este că dacă aperi, ce am zis mai devreme, dacă aperi proprietatea, nu o să poți să strici pentru că nu verși externalități. Și doi, s-ar putea să înțeleagă, s-ar putea să nu-ți vină oameni. Pentru că nu poți să trăiești cu adevărat, da? În lumea reală, nu poți să trăiești ca proprietar nebun care își face o super fabrică cu totul adus din afară. Să poate, dar trebuie să înțelegi cu ei. Da, trebuie să ai o congruență cu ei. Trebuie să ai o congruență cu ei. Dar putea să nu-ți vină. Dacă 80% vor pastoralism, păi exact, exact, asta e ideea. Dar putea să nu-și vină fabrici. În Elveția, păi da, în Elveția s-au pronunțat împotriva acestui proces de modernizare, de industrializare, fix majoritatea urbană, că Elveția nu e o țară rurală, e urbanizată aproape la fel ca restul țărilor. Și majoritatea urbană s-a pronunțat știind că nu sunt create joburi în urban, dar măcar avem ce respira. Eu tot n-am înțeles miezul critic. Care e miezul critic? Adică n-ar accepta Mises că iau, fac trade-off-uri de tipul ăsta, știi? Renunța la puțină bunăstare. Ba da, dar ideea e că dacă accepti chestia asta, nu mai poți să mai spui că ești value free. Miezul criticii în sine este că Mises nu este value free. Deci capitolul în sine se numește justificarea value free a laissez-faire-ului. Da? Justificarea lui Mises a laissez-faire-ismului. Ideea asta oricum nu poți să faci. Value free. Asta oricum e imposibil și fără. Asta e ideea. Nu poți face, justifica un sistem de judecăți de valoare fără judecăți de valoare, știi? N-ai cum. Nu poți să spui, pur și simplu, duce la efecte mai bune, dezirabile. Da. În raport cu ce? Dezirabile în raport cu ce? Păi pe termen lung. Păi da, da. De ce preferi termenul lung? Nu ajunge partea cauzală, știi? Exact.
Pentru că, uite, așa plusează Rothbard. Ea pot fi de acord. Da, controlul prețurilor creează pe noi și noi vrem să moară dușmanii, știi? Sau... Deși nu cred că ăsta e scenariul real. Scenariul real e mai degrabă ăla de care vorbește Mises, că oamenii sunt ignoranți. Cred că socialismul le dă. Livrează. De-aia sunt socialiștii. Dacă înțeleg economie și asta, nu mai sunt socialiști. E ca să iau apărarea la... Adică să susțin mai din nou ce ai zis tu, că socialiștii ar fi utilitariști. Eu mă gândesc acum că susținătorii socialismului, să zicem oamenii de rând care s-ar declara sau ar susține politici din astea socialiste, exact utilitarist ar gândi, pentru că primesc, le dă, păi să ia de la alții. Da, da, utilitarist creează o bunăstare mai mare, părerea lor, creează o bunăstare mai mare în societate, deci un calcul utilitarist. Deci, mi se pare că asta se întâmplă. Eu vorbești cu un socialist, zici, avem probleme cu săracii și zici, bine, și ce să facem? Și vine cu o chestie utilitaristă. Să luăm de la mulți și să dăm puțin. Uite, eu mă gândeam și la răspunsul lui Vali când spunea, păi da, acțiunea prin care inițiezi, mă gândeam că și aia o poți interpreta utilitarist. Acțiunea ta e rea, fie că e de abținere, de nu știu ce, pentru că rezultatul e rău, adică o inechitate, să zicem, știi? Înțelegi? Deși la partea de diagnoză ar fi tot ceva cam utilitarist, știi? Deci acțiunea ta e rea, de exemplu, nu vrei să ajuți copiii în Africa sau nu știu ce. E rea pentru că îți creează acea situație nenorocită. Deci e tot o validare. Nu, ea zice că e rea pentru că ești un om rău. Prin consecințe rele, știi? Prin consecințe rele. Nu, zice că e rea pentru că ești un om rău. Ești rău pentru că duci la o stare de lucruri, lucrează ea în atelieră, nu știu ce, știi? La o stare rea de lucruri, știi? În timp ce tu libertarian spui că ceva e bine sau rău, făcând abstracție. Nu te gândești la nicio consecință, știi? Ai văzut că l-a băgat cuțitul nu, la altcineva? Nu că e respectată non-agresiunea. Prin up, da, prin da, up, știi? Da. În timp ce el zice, de ce era, nu știu, Adidas produce, nu știu. Da, da, asta din punct de vedere libertarian. Nu e o justificare utilitaristă, chiar și inițierea asta, vreau să zic. Deci nu doar chestia politică ulterioară în care... Deci e partea de diagnoză în care acțiunea ta produce o stare de lucruri urâtă, inegalitate, nu știu ce, și ai partea de reparație, de redistribuție, care și-a motivată utilitarist. De ce e calea dreaptă? O lume mai egală, mai nu știu ce. Ba da, exact. Și o nu sunt de acord și să spun de ce nu sunt de acord. În diagnoză, în partea de diagnoză socialismul clasic, da? Acolo se e vorba de un furt. Marx pune termenii problemei în felul următor. Profitul e al muncitorului, capitalistul nesimțit îl fură de la muncitor. Nu interesează partea de ce se produce, ce se... nu știu ce. La fel și în partea ailaltă, în diagnoza clasică, tu îl oprimi, tu îi refuzi, nu mai discutăm de exploatare, acum vorbesc de nou capitalism, da, exploatezi femeile, corect, exploatezi femeile plătindu-le mai puțin, ce înseamnă asta? Că de fapt tu le furi de banii pe care îi merită de fapt. E un furt care se petrece acolo. Da, via dreptul pozitiv, cred că poți susține ceva de genul ăsta. Adică da, acțiunea ta e rea. Atunci când îi marginalizezi pe gay, de exemplu, tot la fel, le fur din drepturi, le fur din drepturi. De asta n-aș fi de acord că e ceva deontologic în practica diagnozei comuniste. Eu cred că nu se exclude. Deci, da, dar nu era prin rezultat? Nu era prin rezultat? A, tu zici că poți gândi e și furt, de drepturi. E furt și sunt drepturi, da. Adică acțiunea e furt. Da, dar cât mai pun problema așa? Mănânci o înghețată, banii aia nu erau, uite, erau statului, să zicem. Uite, asta e o întrebare bună, mai spune o dată, Alex. Cât mai pun problema așa? Că ar fi furt? Și faptul că nu sunt mulți care mai pun problema așa ca să-i dau dreptate și lui Costel un pic, s-ar putea să fie reflexia faptului că sistemul ăsta utilitarist de filozofie încă nu ne-a părăsit. Ba chiar a crescut foarte mult, nu, știi? Nu, eu zic că e puternică și cealaltă, știi? Deci când lumea zice că l-a furat de la stat pentru că nu și-a plătit taxele, e exact mentalitatea. Ori om obișnuit are mentalitatea asta. Adică poziția deontologistă e... A furat de la stat, de la mine. A furat.
E puternică, ambele sunt puternice. Da. Da. Ok, și o altă critică împotriva lui Mises pe care o spune Rothbard aici se referă la limitele pe care le-a setat Mises pentru contraargumentele pe care este dispus să le accepte. Spune așa că Mises zice în felul următor că aia cu pasiuni și că praxeologia și economica sunt neutre și economia sunt neutre în ceea ce privește perceptele morale și că este un fapt că majoritatea imensă a oamenilor preferă o abundență de bunuri și servicii. E un fapt istoric chestia asta, nu e interpretabil și că nu are și că problemele de etice, asta nu este per se o preferință, ci e un fapt economic. Asta e ideea pe care se bazează el și conclude că cine nu este de acord cu ceea ce spune economia, cu învățămintele economice, perceptele economiei, ar trebui să introducă un contraargument prin raționament, nu prin apel la standarde arbitrare presupuse etice pe care el le vede din afara economiei. Adică el spune cumva, dacă vrei să combați economia, trebuie să vii cu argumente economice. Trebuie să spui de ce cererea nu se întâlnește cu oferta sau de ce 20% din ăștia nu se duc pe 80% din efort. Și chestii de genul ăsta. Am fac. Ce lipsește? Deci au tone de argumente empirice, dar... Rothbard spune că nu, că judecățile de valoare nu sunt pur și simplu arbitrare, nu sunt pur și simplu emoționale, deși și ăsta e motivul pentru care el nu poate, ca utilitarian, Mises nu poate, să stabilească principii etice obiective, pentru că el crede că aceste principii sunt stabilite doar prin emoții subiective. Dar el însuși nu poate cred că nici Hume nu susține asta. Dar el însuși spune că prin raționament nu poți să ajungi, deci Mises spune că prin raționament nu poți să ajungi la principii etice subiective, pe când Rothbard susține că da. La principii etice obiective, pe când Rothbard susține că da. Deci Mises spune prin rațiune nu poți să ajungi la o etică obiectivă, Rothbard susține că da, poți să ajungi. Prin urmare, ei doi nu sunt în acord asupra posibilităților discursului rațional. Deci atunci când Mises spune, păi nu, vinom cu discurs rațional, Rothbard spune da. Eu vin cu discurs rațional. Și din discursul rațional iese etica asta obiectivă, pe care vin și ți-o aplic. Păi da. Nu zice, vinul pe economic, nu pe etic. Da, dar noi ce credem? Ai venit unde nu trebuia, știi? Noi am mai discutat asta, uite, opoziția. Zi. Opoziția mea era că inițial e subiectiv, la nivelul facere principiilor, dar după aia ești obiectiv când aplici. Când aplici efectiv, știi? Da, ești obiectiv că în nu sensul poți să că ești nepărtinitor, știi că ești... Aia ar fi că uite, nu poți zicea... să ajungi la partea inițială în mod obiectiv, asta ar uite, fi zice, dilema. Vali, nimeni nu vrea să fie furat. Ok, nimeni nu vrea să fie furat, dar asta îți sprijină cel mult că NAP e consistent cu natura umană, că oamenii nu vor fie furați. Da. Dacă ar dori, n-am mai nu, face nu, nu, nu e consistent numai cu natura umană, e consistent cu toate legile fizicii. E consistent cu legile fizice, lasă-le pe astea la o parte, e consistent cu legile logice. Da? E ceea ce ai spus tu mai devreme. Dacă cineva ar vrea să fie furat, ai un predicat și opusul predicatului în aceeași propoziție. Da? Furtul presupune împotriva voinței, da? Absența consimțământului. Furtul e o agresiune, presupune absența consimțământului, deci presupune că tu nu vrei asta. Da? Dacă stai să explicitezi, tu spui cineva vrea să nu vrea să nu vrea să fie deposedat de proprietate. Nu, dar ideea e că poți prefera agresiunea asupra celorlalți, știi? Și în sensul, ce înseamnă obiectiv? Că e împărtășit de toți. Ce înseamnă subiectiv? Ceva care variază, știi? Și te gândești că asta ar fi definiția o definiție subiectivă. În care tu,
socială a obiectivismului, în care pentru tine obiectivismul este maximum de subiectivism posibil. Am mai vorbit de chestia asta. Da? Dar da, unii pot prefera agresiunea asupra altora. Da, da, da. Ori NAP nu e despre nu vreau să fiu furat. Nu, da, ce vreau... NAP spune nu furaște. Nu, dar ce vreau să spun este că tu când spui obiectivismul este toată lumea de acord, l-ai definit printr-o percepție subiectivă. E de acord, că e toată lumea de acord. Păi, în orice definiție o să le definești corelativ. Ia da. Orice definiție a subiectiv-obiectiv și o să vezi că e corelativă. Obiectiv e ceva extern, obiectiv e consistența cu standard. Ok, și păi un pusul care? Inconsistența cu standard, dacă zici, părtinire. Dacă zici un lucru e obiectiv, dacă poți să-l verifici logic, mereu, universal. Și ăsta-l poți construi. Subiectiv e, nu-l poți construi repetat, îl poți... verifica contextual în trei contexte, știi? Deci ele vor merge întotdeauna împreună, știi? Subiectiv, ceva care variază, obiectiv, ceva care nu variază. Lumea externă e proiecția mea, subiectivitate. Obiectivitate, lumea externă nu e proiecția mea, știi? Deci orice definiție, mă uită pe Humor, știi? Tot, și o să vezi că reapar în corelative. Dar ce vreau să zic? Deci chiar dacă tu nu vrei să fii furat, asta nu înseamnă că oamenii nu vor furăciuni. Ori NAP e despre a doua parte, știi? Asta e, prima nu, parte nu, e doar asta despre... Nu, asta e... De ce NAP e ok, știi? Asta e inconsistența și aplicării principiului. Nu e altceva. Da. Deci dacă un om vrea să nu fie furat, dar vrea furăciuni, nu aplică principiul corect. Deci e inconsistent în aplicare, inconsistență în aplicarea la nivel uman, nu e inconsistență în... Nici nu aderă la NAP. Păi... Nu aderă. Cel puțin prin partea a doua, iar partea întâi nu spune nimic despre NAP. Păi și un socialist poate să nu vreți să fie furat, știi? Da, dar în virtutea cărui lucru. Adică dacă vreți să... proprietatea, dacă e ca să facem un... ca să facem un callback la un episod foarte, foarte vechi, acolo sus... O să vedeți un link la un clipuleț în care discutăm exact asta, faptul că fundamentul proprietății în sine necesită ceva. Și fără acel ceva care este intrinsec filozofiei libertariene și decurge din NAP, nu se poate. Vorba de self-ownership. Da? Nu o să se poată. Fără acel ceva nu se poate, nu există proprietate, nu există fundament pentru proprietate. Și homestanding cu mâncare, mă rog. Adică cele două prin care asignăm da. Proprietate. Da, mă rog, ai putea să îmbraci, să ascunzi homesteading-ul ca să nu-l spui doar așa, pentru că cineva o zică, păi stai că după aia sunt și transferuri, după aia sunt și compensă restituții. Îți mai găsește niște cazuri marginale de te doare capul. Da, le explici pe alea, știi. Nu, dar ai putea să zici că sunt moduri de dobândire fără agresiune. Păi și pare că e circular. Păi cum? De unde începe non-aggression principle dacă... Nu e circular. NAP îți spune nu călca proprietatea și după aia ne întrebăm, păi ce e proprietate? Și celelalte două principii spun ce este, știi. Cum e instituită, știi, deci nu e. Bine, și asta e o altă discuție, o mini-discuție pe care am avut-o odată la cafenea. Când cineva spune, domne, dacă avem proprietate privată, nu e de ajuns? Și a trebuit să luăm și să explicităm și să explicăm că, domne, dacă ai proprietate privată, presupunerile implicite pe care le ai este că ai NAP și ai homesteading. Fără astea două, nu poți să ai proprietate privată. Dacă tu deja ai ajuns la proprietate privată, înseamnă că le ai și pe astea. În fine, ăsta e modul prin care verifici că este justă, că e dreaptă, că e corectă, că e consistentă logic. Nu, ideea e că, în terenul ăla greblat n-ar fi al tău pentru că tu ești proprietar asupra ta, știi, dacă... O bază homesteading asta e că tu ești o entitate și ai drept asupra ta, altfel n-ar. Entitate naturală pe acolo, știi? Ok, parcă tu n-am pus deștiu pe... Deci care e critica? Îl mai revizităm. Îl mai punem, uite, poate când o să facem cărțile lui Mises. Critica părea că este că Mises, deci Rothbard zice, că Mises ar fi acceptat ca diverse politici să fie hotărâte cu majoritate. Asta e toată critica. Nu e validă să accepti asta. Din tot ce am vorbit mai devreme.
Critică generală la utilitarism. Păi întrebare da, dar mai are altceva. Punctual. Dar critica e aceeași generală. Adică să fie doar aia, că nu-ți da cu părerea dacă ești doar economist? Asta să fie critică? Și asta. Cred că da. Da, asta poate fi. Da, adică nu, nu pretinde că ești value free când de fapt, uite, tu introduci niște valori. Value laden. Laden, da. Eu mă gândesc că asta Mises și face o greșeală când spune că praxeologia e agnostică, nu știu cu părerea, în timp ce liberalismul își dă. Nu, mi se pare că liberalismul nu își dă cu părerea. Liberalism, hai să zicem, el era liberal clasic, dar nu își dă cu părerea despre chestii concrete, știi? Trebuie să mănânc portocale azi? Nu spune liberalism nimic. Liberalismul spune oamenii au dreptul la libertate, știi? Nu spune ce scopuri să alegi, știi? Ori îmi dă impresia, uite, știi, în pasajul ăla citat, că nu știu, cumva el îți asignează, uite cum era asta cu preferința aia pe termen lung și nu știu ce, cumva liberalismul îți spune că asta. Ori dacă zice Mises asta, da, e problematic. E problematic. Adică așa l-aș apăra pe Rothbard. Liberalismul nu spune asta. Așa cum nu spune să, dacă să crezi sau nu crezi în Dumnezeu, nu spune nici asta. Mergi pe o preferință pe termen lung sau pe una pe termen scurt. Spune citatul la care se referă Costel aici, este așa, liberalismul sau liberalismul laissez-faire este o doctrină politică. Ca doctrină politică, liberalismul în contrast cu știința economică nu este neutru în legătură cu valorile scopurile ultime, cu scopurile supreme care sunt urmărite prin acțiuni. Presupune că toți oamenii sau cel puțin majoritatea oamenilor vor să obțină anumite, vor să atingă anumite scopuri. Cred că nu sunt de acord cu el. Le dă informații despre mijloacele adecvate pentru a-și realiza, a-și îndeplini aceste planuri. Campionii doctrinei liberale sunt complet conștienți de faptul că învățămintele lor sunt valide doar pentru oamenii care subscriu principiilor lor de valoare, deci felul în care își structurează ei. Deci practic spune așa că liberalismul este o doctrină care merge pe liberal, dar pe alții nu o să impresionez cu asta. Pe când, în vreme ce, spune el, praxeologia și economia, de asemenea, folosește termenii de fericire și ușurare, da, scăpare de nevoi, într-un sens pur formal. Liberalismul le atașează, cel puțin asupra fericirii, le atașează un sens concret. Presupune că oamenii preferă viața morții, o stare bună de sănătate, bolii și abundența sărăciei. Liberalismul îi învață pe oameni cum să se comporte în acord cu aceste valorificări pe care le-am spus, aceste preferințe pe care le-am spus mai devreme. Mie nu mi se pare neapărat, adică faptul că oamenii preferă viața morții, sănătatea... Nu, asta e adevărat, dar nu ține de liberalism. Nu mi se pare, asta zic, nu mi se pare că... Astea mi se pare că vin din natura umană, nu vin din liberalism, efectiv. Abundența sărăcie, iarăși, tot la fel, aș spune, din natura umană. Spuneam mai de mult că natura umană înseamnă, și nu este natura umană, este natura oricărui lucru viu de pe planeta asta, înseamnă minimum de efort, maximum de rezultat. Suntem evoluați în imaginea acestui principiu abstract. Nu introducem discuții despre creație divină, scop, teologie aici. Pur și simplu, din tot ce este viu de pe planeta asta, se poate extrage că tot ce este viu a evoluat să oglindească acest principiu. Maximum de rezultat cu minimum de efort. Mă, economia ne spune lucrurile alea. Perceput. Economia, istoria, știi, ne spune, dar nu liberalismul, știi? Liberalismul nu ne spune decât oamenii trebuie să prefere libertatea, știi? De dacă vrei o valoare, știi? Valoare, da. Că de-aia e ideologie, că altfel, dacă nu făcea nicio valorizare, nu mai era ideologie, știi? Dar nu, economia ne
descrie relațiile alea și nu știu ce, dacă ai preferința cu tare, du-te cu tare, dobândă ai cu tare. Da. Pare că s-a întins Mises, știi, s-a... Uite, chiar nu-mi dau seama istoric de ce era versiunea asta față de drepturile naturale, știi? A apărut chestia asta, știi? Părea, nu știu, poate fi că... Deci mai științific, știi, economic, veneai cu argumentare economică. Dacă zici, nu știu, oamenii au dreptul liber. De ce? Mm. De ce? Poate că, de, dacă țin bine minte, din capitolul de pe drepturi naturale, unul din rezultate a fost o combinație pugilistică, un doi, că drepturile naturale veneau la pachet, obțin la vremea în care s-a făcut distanțarea asta, veneau la pachet cu date de la Dumnezeu, da. Uite, asta auzeam și... Cine ți le-a dat, frate? Cine? Cine ți le-a dat drepturile alea? Și asta de la oameni care clar aveau simpatie în zona asta, că noi construim nu știu ce, știi? Deci eu sunt de acord că le construim, că tot vorbeam de subiectivitate, știi? Dar nu... Da, asta cu Dumnezeu, asta cred că poate fi. Deci ateismul a crescut în mediile intelectuale mult. Și asta, na, a apărut ca o vulnerabilitate, știi? În timp ce economia era o chestie științifică, uite-te, drumul sigur al științei, cum zicea Kant, știi? Se pun pe... De ce să fac chestia aia? Păi așa spune știința economică. Și tu de ce îmi zici? Păi așa a zis Dumnezeu. Bravo, mă! Deși poți să revin a doua, știi? Pare o chestie mai serioasă, știi? Da, pare un apel la autoritate, așa. Dar cine? Și un șef? Un boss? Da, da, mă rog. Acestea fiind spuse... Mai era ceva? Ok. Acestea fiind spuse, am fost în Dodi, cred, ce obțin sper, da? Vă mulțumim pentru atenție și răbdare. Pentru Costel Săvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu. Ură în libertate, e mai bună decât toate.